printre milioane de singurătăți? Vorbește liber! Pentru că vocea ta contează. Pentru că noi te auzim. Te înțelegem. Să vorbim despre tine. Locul unde nimeni nu e nimeni. Fără de spic de pâine, dacă știi că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră ca moartea să nu răzbată. Măcar atâta să-mi scrie pe cruce. El a iubit valorile și pe restul. În România a existat această mișcare culturală inimitabilă și poate greu de egalat. Cenacul Flacăra v-a vorbit cel care a inventat Cenacul Flacăra și l-a ținut în viață peste puterile lui și aș încheia în acest 2008 cu două versuri care au apărut între timp. Până la capăt cu poporul meu, așa să mă ajute Dumnezeu. Cultură tranzitivă. Așadar, fiți bineveniți la Cenacul Flacăra. Cel mai frumos compliment pe care l-a primit Cenacul Flacăra, de la Chirea Petre, din comuna Prundu, județul Giurgiu. Dacă nu eram român, fugeam în România. Nu mai pomeniți! Dacă acest cenacul vă face să gândiți așa, este extraordinar. Cel mai mare poet al românilor, voivodul limbii române, acel poet de geniu, a cărui limbă o vorbesc românii astăzi. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea, absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul, Eminescu este chipul infinitului din noi, infinitului din noi. Vreau să vă spun că aceasta e forța Cenacului Flacăra. E obligatoriu ca nimic să nu fie obligatoriu. Cenacul Flacăra a luat ființă în septembrie 1973. Prin inițiativa mea, el a pornit de la 60 de oameni în sală. Ce te determină poetul este dărui cu atâta pasiune atorbit de oameni. Greu de spus, dar văd că nu mă mai pot opri. Mă simt ca un șofer de tir care n-are voie să adormă la volan. În seara asta a fost îngrozitor, dar va fi nemaipomenit. Erau 100 sau erau 1000 cei mai frumoși nebuni văzuți în viață, ce nu se tem că trupurile îngheață, că ei sunt plini de o esență vie, puteau să cânte până dimineață sau până în miezul verii, cine știe. Cât îi mai ai, e bine România, în ei va sta soluția îndrăzneață. Și Lapovița zornăia pe Sighet ca dintr-o grea amară necăseringă, dar tinerii au hotărât să învingă și dintr-un cântec prefăcut în țipăt, ca din despicătura unui sclipăt, în Maramureș a început să ne iau. Am 23 de ani, sunt studentă, sufăr de leucemie și îmi număr singură și tristă ultimele zile. Oaie verde, spic de pâine, dacă știi că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră ca moartea
cine are părinți pe pământ mângând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi îmbătrânind ne e dor de părinți. Ce părinți, niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, e albiră de dor, să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât nesomn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu știu și-i simt pătimind undeva, ne amintim și de ei după lungi săptămâni, fii bătrân ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copii o prăsilă de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ mungând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii, ochii lumii plângând lacrimi multe s-au plâns. Însă pentru potop încă nu-i de ajuns, mai avem noi părinți, mai au dânsii copii, pe pământul de cruci, numai om să-mi fii. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, ia priviți cum se sting, lumânări în cuib de cuc, lumânări în cuib de cuc, parcă tac și parcă ning, parcă tac și parcă ning, plin de boli și suferinți, plin de boli și suferinți, ne-ntoarcem în pământ, ne-ntoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți, mângâiați-i pe părinți. Cât mai suntem, cât mai sunt, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți, mângâiați-i pe părinți. E pământul tot mai greu, e pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, sărut mâna mama mea. Dar de ce priviți așa? Dar de ce priviți așa? Fata mea și fiul meu, fata mea și fiul meu. Eu sunt cel ce va urma, eu sunt cel ce va urma. Dragii mei, mă duc și eu, dragii mei, mă duc și eu. Eu sunt cel ce va urma, eu sunt cel ce va urma. Dragii mei, mă duc și eu, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, sărut mâna mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, tatăl meu, băiatul meu, mea, fetița mea. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre tine, locul unde vocea ta contează, este auzită și este importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Astăzi, invitatul meu din această seară este colegul meu, Radu Moraru. Bună seara, Radu! Bună seara, oameni buni! Bună seara, Gabriela! Cum mai scriu un nume aici? Da, lucrez de zor. Da, pentru al țării viitor. Dar uite, chiar în seara asta, știi că spuneam săptămâna trecută că vreau să lansez un proiect, că mi-am dat seama că pentru
viitorul țării nu lucrează nimeni. Pe cine? Nu vezi că ne împrumutăm? Nimeni nu vine cu o soluție? Adică... Da, adică, de fapt, noi lucrăm pentru viitorul altor țări. Pentru că tot ce crește în bun în educație, în sistemul educațional românesc și crește mulți copii, îi trimitem afară. Nu că îi trimitem, îi alungăm. Nu, nu, îi trimitem, e o modă. Uite, o să vorbim și de cazul Lasconi, da? Toți părinții care au ajuns cât de cât la un nivel, la un standard de înțelegere, au ajuns să viseze, asta mai ales după 90, să viseze, dom'le, vreau, dacă eu n-am putut, vreau pentru copilul meu cei mai bun. Să meargă să studieze în străinătate. Da? Și a fost acest val. Eu am avertizat de multe ori că intrăm într-o lume, și asta am spus-o de foarte mulți ani, oameni buni, intrăm într-o lume în care familia trebuie să stea unită. Familia trebuie să stea cât mai unită și cât mai extinsă, adică nu doar tu cu nevasta, ci cu mama, cu soacra, cu unchiul, cu... Deci, trăim vremuri în care familia trebuie să se întărească. Și doi, această familie trebuie să trăiască într-o mică comunitate. Și cum faci asta, Radu? Că greu. Că nu prea ai cum să faci. Greu. Eu sunt un om asumat și spun că este foarte greu, greu să faci asta. Greu. Eu am reușit în ce am făcut eu toată viața și în... Adică vorbesc din experiență și m-am gândit că lucrurile astea ar trebui spuse. M-am gândit și am deja o experiență, nu vreau să vă spun acum, dar am o experiență de câțiva ani în care am văzut, am testat, tu știi bine, dar am hotărât să păstrăm deocamdată secretul. Cumva și eu am învățat multe din acești 3 ani și mi-am dat seama că ceea ce am reușit să construiesc alături de mii și apoi zeci de mii de oameni în toată Europa, e un fel de școală pe care pot să sintetizez, că eu sunt foarte bun la a sintetiza, a analiza și apoi, doamne, în 3 săptămâni te pun pe picioare, da? Inclusiv să faci foarte mulți bani. Problema este că mi-am dat seama că de ce românii sunt inhibați, de ce am spus-o și eu de multe ori, mă, noi nu suntem antreprenori, nu suntem, adică eu nu regăsesc exemplul meu, da? Care de la Revoluție încoace, numai pe picioarele lui, n-am fost angajat la stat, n-am luat, nu știu, contracte cu statul și de-astea. Deci am preferat mereu să fiu antreprenor și mă uitam, dar de ce nu sunt și ceilalți, da? Și n-am găsit răspuns, oameni buni, mult timp. L-am găsit acum în acești ultimi 3 ani în care mi-a zis, băi, pentru că viața îl duce pe fiecare printr-o școală a vieții. Da? Eu am avut bafta să trec printr-o școală a vieții foarte dură. Foarte dură. Dar atenție! Nu în sensul... Știi că trec foarte mulți prin... Eu n-am avut traume. N-am avut... Nu mi s-a întâmplat nimic rău. Adică eu sunt prin școala a vieții dură, dar în sensul de noroc, de nu pot să mă plâng de nimic. De dezvoltare personală, totodată. Dezvoltare personală. Dar, repet, am luat-o de la 10-12 ani încolo, am fost și sportiv, eu am fost un om foarte integrat în foarte multe microgrupuri, deci am trecut, da. Și cu golanii din cartier, și cu cei cu care făceam sport, făceam handbal, făceam volei, făceam fotbal. Deci am cunoscut foarte multe microgrupuri, am învățat, am fost lider în școală. E, ideea e că foarte mulți oameni nu ajung la treaba asta. Nu trec. Parcursul este un pic monoton, da? Și atunci nu acumulează această experiență. Eu îi spun școala vieții, cel mai simplu, da? Și atunci am zis, dom'le, hai să... Eu cred că asta a fost, de fapt, handicapul pe care l-au avut foarte mulți români în a reuși aici în țară. Pentru că s-a dovedit că cei care au plecat, au plecat toți, mamă, mergem, umblă câinii cu covrigi în coadă. Și când au ajuns în Occident, da? Hai să nu vorbim de America deocamdată. Când au ajuns în Occident, zici că s-au izbit de un zid. Deci au luat-o direct în freză.
Și au trebuit cumva să înceapă școala vieții. Deci acolo au început cu adevărat școala vieții italiană, școala vieții spaniolă, școala vieții, pentru că ele diferă. Eu am experiență din toate aceste școli și stând de vorbă atâția și atâția ani cu foarte mulți români de peste tot, am acumulat foarte multe chestii și am zis, bă, e clar că abia după ce faci o școală a vieții, pe care nu o înveți nici în școală, nici în facultate, nu ți-o predă nici mass media, nici politicienii, abia după aia poți să fii antreprenorul vieții tale. Deci asta înseamnă să poți să faci câți bani vrei, să-ți așezi ce viață vrei, dar asta de fapt le-a lipsit românilor. Și acum întrebarea a fost, că la asta m-am gândit în ultima perioadă, ultimele, hai să zicem, ultimul an, dom'le, cum poți să încap, să bagi într-un timp scurt, dacă azi toată lumea e cu TikTok, nu are nimeni răbdare să te mai asculte. Eu mă mir că se uită atâția oameni la noi, la emisiunile noastre lungi de peste o oră, da? Și fragmente din cadrul emisiunilor sunt pe TikTok. Le mulțumim fanilor. Da, dar eu mă uit că se uit, cât se uită dita emisiunea lungă. Deci cum să faci ca să concentrezi într-un interval scurt de câteva săptămâni școala vieții? Pentru că dacă asta e bine pricepută, după aia saltul pe care îl faci este incredibil. Este ceea ce mulți spun, dezvoltare personală, tot felul de cuvinte mari. Eu de-aia am spus școala vieții, pentru că este mai mult decât dezvoltare personală, mult mai mult. Și vreau cumva să fac ceva diferit de toți influencerii noștri, care majoritatea având cai verzi pe pereți și nu prea, dacă îi scuturi pe fiecare, spui, bine, tu ce ai făcut? Da? Ce ai făcut, nu știu, 10 ani, 15 ani, 5 ani? Da? Ce ai făcut? De unde ai apărut? Din ce? Și o să constatăm, da, mă rog, nu e un exercițiu pe care trebuie să-l faceți voi, oameni buni. Repet, eu vin cu treaba asta. Zic, bă, ce am învățat eu 30 și ceva de ani de când muncesc? Și am reușit să concentrez cumva într-un timp foarte scurt, în niște lucruri foarte scurte, da, mesaje și tot ce trebuie să le dai oamenilor, ca într-un interval de câteva săptămâni să facă un salt uriaș fiecare în viața lui. Indiferent de vârstă, eu m-aș bucura să profite cât mai mulți tineri, pentru că nu știu câte energie o să mai am peste un an. Dar acum încă mai pot, încă mai am energia asta. Profitați de ea, că niciodată nu știi cât mai poate omul. Și vă sugerez treaba asta, să intrați puternic pe proiectul ăsta, care va fi un proiect european, o să-l lansez în mai multe țări, de fapt în toate țările unde sunt români în principal, dar deja am această experiență și văd cum românii sunt foarte bine conectați și sunt foarte bine văzuți în comunitățile de adoptive, ca să zic așa, da? În Franța, în Italia și așa mai departe. Ușa e deschis. O să vă spun, uite, în seara asta o să vă spun și cum am reușit eu, cât de simplu am reușit eu în viață. Foarte simplu. Deci, cred că și tu o să fii uimit. Acum nu mai știu dacă ți-am povestit vreodată. Povestea e foarte scurtă, dar am zis întâi să vorbim puțin despre câteva știri importante, pentru că telespectatorii noștri așteaptă, și apoi o să vă spun imediat ce aveți de făcut, cât de simplu e să reușești... Dacă vrei. Mi se tot spune de ani de zile, dom'le, românul nu vrea să muncească, nu vrea să reușească, nu vrea nimic. Da? Uneori am înclinat spre treaba asta să cred că nu vrea, dar știi de ce nu? Mi-am descoperit gama. Știi de ce nu vrea? Pentru că nu îi se oferă o speranță și nu îi se oferă o soluție. Adică, ce spuneam de atâtea ori, eu înțeleg și pe tineri, bă, pentru 2500 de lei să stau 16 ore sau 14 ore să muncesc la Carrefour sau la nu știu ce magazine,
Bă, n-asta. Că văd că cu banii ăștia cumperi 3-4 sacoșe și s-a terminat. Adică eu încă mă minunez. Și când vezi că pe munca ta, de fapt, statuia mult mai mult. Taxe, nu și mai vorbim. Și fără să cheltuiască niciun ban statul, că orice cetățean care se duce la muncă, da, își plătește transportul, are o grămadă, consumă cel puțin o cafea sau două, sau un suc, mă rog, fiecare de pretenții, consumă ceva de mâncare, că nu poți să stai atâtea ore la muncă să nu mănânci un sandwich măcar, nu? Și atunci constați, stai un pic, că îmi fac un bilanț care sunt orele mele la muncă, transportul, timpul pe care l-am până la serviciu, timpul care l-am înapoi spre casă. Constați că, de fapt, te duci la muncă să plătești facturi și atât. Și din ce în ce mai mare. Da, acum eu iau și partea bună. Deci încă mă bucur că mai avem tineri, mă și minunez, da? De multe ori cum muncesc ca niște sclavi. Și îmi dau seama, cred că am mai povestit asta, îmi dau seama că ei de fapt o fac și pentru socializare, cumva. Chiar dacă la finalul lunii nu rămân cu nimic, da? Cheltuie tot ce muncesc și muncesc ca sclavii. Aici intervin frustrările, Radu, că în fost și la urmă urmei, știi cum, un tânăr la început de drum când intră în câmpul muncii, are și el dorințe să-și ia o casă, să-și ia o mașină, să-și facă o familie. Păi când tu constați la finalul lunii că de fapt ai muncit doar pentru a-ți plăti facturi, care este viitorul pe care ți-l poți calcula pe 5 ani, pe 10 ani? Că e, poți să ajungi acolo în 5 ani. Deci asta înseamnă lipsa de speranță, lipsa de predictibilitate și, repet, până la urmă au fost toți învățați că, bă, lasă că ți se dă, vine statul, vine, adică au fost păcăliți, vine partidul cu tare, votează, că face, că drege. La nivel declarativ, pentru că tot ce au promis toate partidele astea, nimic nu s-a întâmplat, adică suntem dintr-un rău în mai rău. Uite, vă dau azi exemple, două exemple simple. Și Iosif, dă-mi și mie o cafeluță, te rog. Legea cash-ului, da? Pe care noi am discutat-o, am arătat că mare tâmpenie, nu există așa, o mare, mai mare tâmpenie ca asta pe care a susținut-o Ciolacu nu poate exista, mai ales în vremurile care vin. Cine este acum cel mai mare luptător ca să se desființeze această lege? Sincer, nu știu cine, că normal ar trebui să fie fiecare cetățean român cel mai mare luptător pentru treaba asta. Mai, deci, sunt împreună la guvernare, hai doamne, deci, asta e un circ. Deci oameni buni, ce guvernare au ăștia, bine, nu mai au, ca să înțelegeți, marea prietenie, de fapt începe să se despartă. Deci ca să înțelegeți, deci la finanțe e un liberal, Dalu Ciucă, ca să nu-i confundați, Ciucă este generalul ăla de armată, da? Ciolacu este ăla de, îi ține armele lui Omar Hayssam, da, teroristul. Deci, ăștia sunt împreună, au guvernare împreună, ministrul este de la general, da? Ca să înțelegi și generalul ce cuvânt are în partid, da? Și s-a trezit acum în izmenele de general, mare general, în izmene, Doamne, legea cash-ului, nu se poate, trebuie să revină înapoi cum a fost. Păi dacă e să revină înapoi cum a fost, întrebare generale. Păi de ce ați dat-o, bă, că sunteți împreună? Păi stai un pic, dar treaba asta a mers și la Senat. Ce-a făcut? Că e președintele Senatului, domnule Ciucă. Că bine, încă o dată, eu vreau să le spun copiilor, tinerilor, mai puțin tinerilor, repet, care au crezut 30 de ani sau cât 10 ani, ați crezut în politică și în partide, bă, de azi înainte credeți ce vă spun eu. Dacă vreți, treaba voastră. Cât mai am energie, sunt dispus să fiu omul care să vă schimbe viața radical. Da? Bun. Totodată eu pun întrebarea și astfel. Ce au făcut deputații? Că acolo avem și PNL în Camera Deputaților și mulți. Bă, dar ce a făcut Ahauru? Ce a făcut toată lumea? Unde au fost? De ce nu ne-au spus înainte? Ei află după? Păi nu sunt parlamentari? Păi am aflat de ce, Radu, pentru că aici am avut 3 deputați și am întrebat rând pe rând, domnule, ați votat legea? Păi unul că a fost afară, altul că l-a păcălit, că a fost pusă sub o altă nuanță, altul că n-a înțeles despre ce e vorba, deci așa se votează la noi. Dar ei primesc banii lună de lună. Deci încă o dată, eu monitorizez presa, încă o dată, oameni buni, poate, mă credeți, poate nu, eu zilnic am minim 4 ore, dacă nu 6, dar hai zicem 4, că dacă zic 6, nu o să mă creadă oamenii, în care eu monitorizez presa. După
planeta România și planetele care contează. Dacă acum avem Israelul, monitorizez Israelul. Eu n-am văzut nicio reacție înainte ca să apară legea cu cash-ul. Niciuna. În care să văd, dom'le, în Parlament toți deputații aur, toți deputații, nu știu, șoșoacă, toți, și pe cine au, trebuiau să facă scut uman. Sună cinic, dar trebuia scut uman. Nu intrați, facem grevă, nu intrați la votul ăsta. Pentru că este o crimă, încă o dată, este o crimă economică. Mă, s-a trezit Ciucă. Fost premier, mare general, liderul PNL, candidat la președinția României, da? El acum s-a trezit, deci ca să înțelegi, a dormit în izmene și ăsta. Legea cash-ului, eu de când zic o să vor să scoată cash-ul? Spun, cred că de 2-3 ani. Dar noi nu avem forța să monitorizăm toate mizerile astea de legi care trec automat prin Parlament, că îi votează cam damboulea. Da? Da, în acest moment, majoritatea companiilor trimit mesaje către clienți că nu pot face încasări în cash mai mult de 1000 de lei din partea persoanelor juridice. Deci am dat nenumărate exemple. Sunt, încă o dată, sunt atâtea companii, deci sunt cel puțin, eu cred că sunt cel puțin 100.000 de companii, oameni buni, la țară, da? O cârciumeară, un butic, o brutărie, o cutare, unde oamenii iau cash, da? Da, majoritatea firmelor mici care au început să facă campanii. N-ai voie să mergi cu cash-ul, ca să înțeleagă voi, n-ai voie să mergi cu cash-ul, tu care ești asociat în firmă sau patron, n-ai voie să-l depui mai mult de nu știu ce sumă. Păi nu. Ci sunt multe aberații, nici nu mai vreau să discut. Legea asta, a lui Ciucă, cu care se laudă Ciucă și tot guvernul, este o lege, Ciucă, nu Ciucă, Ciolacu, bă, ce nume au ales ăștia de tot timpul în curși, frate, au aceleași nume de... Bă, Ciolacule, îți spun eu unde să bagi legea asta. Da, numai între noi doi. Îți spun unde să o bagi. Deci, asta trebuie terminat. Stai un pic, că n-am terminat. Vine legea porcului. Deci Ciolacu, da, primul ministru PSD, o să-i spun cât de la... Așa-i botez de acum. Cât de la PSD premier. Și ăla e cât de la PNL, candidat la președinție. Făcea mișto, s-a întâlnit cu romii, care au avut o adunare, sâmbătă. Da? Că na, vrea voturi, dă-o să iei voturi, nu? Romii sunt mulți și organizați. Și vorbea cu romii, da? Și cu lăutarii lor, că erau și lăutari. Bă, e vreunul de aici care n-are cash? Păi asta e de Consiliul Discriminării. Da. Adică, din start, tu ce spui? Bă, tot romul, țiganul are cash, da? Normal. Ca să înțelegi creierul lui cât de mic e. Deci eu nu înțeleg, brate, deci nu înțeleg cum se poate ajunge să aduci asemenea specimene care conduc o țară, Gabriela. Iau decizii impuse, evident, de afară, dar noi toți plătim. Doi, a făcut mișto cu aurul. Iară discriminare, adică tot țiganul are aur, tot romul are aur. Le spun așa pentru că eu am prieteni și care se indignează domnul Mirciulică Toma când le spun rom, da? Nu, ei sunt țigani, da? Majoritatea așa spun, eu sunt țigan, nu sunt rom. Da. Rom e o băutură, da. Deci... Da, și... Păi poate că și asta au vrut să inducă, știi? Cine știe? Bun. Le-am mai zis-o cu... Ce bă... Va lua cineva porcul din bătătură? N-are lumea porc? De ce? Deci Dita e prim-ministru României, cam declarațiile lui. Habar nu avea că sub el s-a votat legea ca toți crescătorii particulari de porc, de porci, să nu aibă voie să comercializeze. Ai, crezi că habar nu avea. Știa habar, foarte bine. Gabriela, nu, păi altfel nu se făcea de mare rahat internațional. Habar nu avea Gabriela. Dovadă că după ce a avut acele ieșiri, l-au tras unii de izmene, că și ăsta are izmene pe el. Și... Radu, nu este adevărat. El știa, pentru că în momentul în care s-a dezbătut treaba asta cu porcii, era în Parlament. Da, dar n-ai înțeles, Gabriela. Asta vreau să spun, să înțeleagă oamenii care mă știu. Bă, uitați-vă în ochii mei. Bă, chiar sunt băiat deștept. Pe lângă ăștia toți, cred că sunt deștept rău. Bă, chiar am făcut ceva în viață. Chiar am muncit, Gabriela. Chiar am ce să dovedesc, chiar am experiență, pot să-i învăț și pe alții. Bă, ăștia n-au făcut nimic.
Dacă ăsta-i căra armele lui Umar Haisam și ăla n-avea curaj să lase să care arme cu glonț pe țeavă, că era împiedicat. Bine, ca să fie proba Răducul, hai să arătăm și imaginea, nu de alta, dar suntem din nou la CNA. Toată lumea știe de ce. E incredibil, da. Toată lumea știe cum-i căra armele lui Umar Haisam. Bun. Deci nu știa Gabriela. M-am uitat, am luat toate declarațiile de la întâlnirea cu Romi. El făcea mișto de presă, că presa a zis... Da? Bă, ce, cam așa era. Bă, ce proști sunt ăștia de presă. Cum bă să-i luăm să dispară cash-ul? Deci în mintea lui asta a înțeles din legea cu cash-ul. Bă, a dispărut cash-ul din România? Păi mă rog, replica asta o are el tot timpul. Nu, nu, ca să înțelegi cât de bă, ăsta este retardat, mă, n-ai ce să spui. Politic retardat. A doua chestie. Bă, a dispărut porcul din România? Păi da. Tu știi că noi importăm carnea de porc găsită astăzi în România, este cifra oficială a statului român, peste 75% din porcul, carnea de porc pe care o mănâncă român, este importat. Da. Și tu, în condițiile astea, vii cu o lege prin care nu lași românul să-și mai procure porcul din gospodăriile particulare. Deci, eu dacă cresc 5 porci, îmi spune că n-am voie să comercializez nici porcul, deci n-am voie să-l vând viu, și n-am voie nici carnea, deci nici mort. Sigur că românul poate găsi soluții să spună, să vină ANAF-ul, să vină Ciolacu, da? Vine Ciolacu în control. Bă, țărane, unde sunt aia 6 porci? Și țăranul spune, a murit săraci, era bolnavi. Sau, altă răspuns, unde sunt porcii? Am făcut o donație. Cum, mă? Păi am donat și la domnul primar, am mai donat și la vărul meu. Ce, n-ai voie să donezi un porc? Cum? E de bun simț să donezi un porc, da? Corect. Și uite, se trezeau românii că erau primitori de porci. Deci, ca să înțelegi că ăsta n-a știut nimica și ca să înțelegi și că el e și ofuscat așa când îi spui că e un imberb în politică și este zero barat, n-a făcut în viața lui nimic, serviciile l-au tot plimbat de colo-colo, că și la Umar Haisam, să nu crezi că stătea degeaba acolo pe lângă el. Îi se și vede vipușca. Știi, vipușca este la pantalon, nu știu dacă știi, la... Nu. Da, deci o dungă așa pe pantalon, de sus până jos, da? La ofițeri militari, vipușca. Doar că la ăștia vipușca urcă, știi? Urcă și se duce până sus. Dacă vă uitați la ea, are vipușcă până în creier, până în păr. Da? Și s-a prins așa, a zis, cum bă, dita mai eu, Ciolacu, să mă fac de râs în fața națiunii, da? Și a convocat ședință la Ministerul Agriculturii azi dimineață la 7:30. Răducu, vezi că ai știrea pe Telegram? Dă-o. Deci până ieri nega că există asta cu porcul. Hai, dumne, terminați, dumne, ce? V-am luat eu porcul din România? Și l-ai spus și mea, bă, vezi că tu ai dat legea în care țăranii cresc porcii de fan, adică ajungeau țăranii cu 4-5 porci pe care îi creșteau pentru subzistență, că de-aia cresc oamenii mai multe animale, nu? Să le vândă, să facă un ban, că la țară cash nema. Și ajungeau toți românii, țăranii români, crescători de porci, un fel de, Greta, cum o cheamă? Greta trotineta asta, din zi, cu mediu. Ziceau, ce faci, țărani? Ce crești 5 porci? A, peturi, pet, cum se cheamă? Fan, sunt fan, da? Și îl și vedeai, mergea țăranul pe stradă, pe-n comună, cu 5 lese și cu porculețe, așa cum îi plimba. Că ce să faci dacă nu poți să-i tai, nu poți să-i vinzi, da? Ia uite, ședință de urgență la 7:30 dimineața, uitați. Luni dimineața la ora 7:30, ca să înțelegi că nu știa Ciolacu ce să votează. Da, domnul Ciolacu știe că sunt oameni amendați dacă taie porcul în curte cu 6.000 de lei. Adică unde să-l taie omul? Când asta e tradiția, de când e lumea, îl tai în curte. Asta, da? Noi nici pe asta nu știam. Ba la, da, câte aberații sunt, da. Da, probabil, nu, că trebuie, în mod normal, legea aia dată acum foarte mulți ani, porcul trebuie asomat. Adică să-l omori fără să se chinuie, da? Cum ar veni. Bun, am vrut doar să dau două exemple ce înseamnă ca să... Termin o dată cu toți naivii din România care mai cred în Moș Crăciun, da?
sau un moș guvern. Dom'le, nu există. Sau un moș securitate. Dom'le, ori mai fi niște securiști patrioți? Nu! Eu fac emisiune aici și le spun ca să-i sperii, pentru că securiștii sunt foarte bogați și eu când îi sperii, să gândesc în primul rând la ei și de-aia nu ne arunc într-un război. Sau altul, sau al treilea, sau al patrulea. Că au și copii. Că doar nu o să meargă copiii noștri pe front și copiii securiștilor nu. Cât e Nașu TV, cel puțin. Nu, tată, vreți război, voi politicienii? Bă, Ciolacu, Ciucă, primii veți fi. Eu vă trimit, primii veți fi. Păi, domnul Ciucă, ar trebui să meargă, că e general, dite, nu, generalul. Nu, cu copiii voștri. Lasă-mă generalul, că generalul stă de obicei în spatele liniilor, nu? Nu, tată, în primul rând, vreți războaie? Că așa vă mâncam funda cu vreo 2 ani, să intrăm în război, să ne rupem cu Rusia. Și ia uite Ucraina cum a ajuns să fie asta disperat în presa internațională, că nu mai bagă nimeni în seamă. Și el spune, știi ce spune, ca să înțelegi, Zelinski, de care spune-o Zelinski de la Jale, da? Zice, omule, e un pic ofticat. Războiul din Israel, zice, a eclipsat războiul nostru. Dumnezeu, tu zici ce gândire au, ce cinism au ăștia în ei, cum discută ei, în loc să îi fie milă de ce se întâmplă acolo și cum mor oamenii ăia, și Israelul a fost provocat prin acel atentat. Da. Amendă de 6.000 de lei pentru un român care a tăiat un porc în curtea lui. Cum a încălcat legea fără să-și dea seama. Da. Așa pare. Deci, ce e în Israel e una, ce a făcut el, că acum spune ce, dom'le, dar noi nu avem avioane, dom'le, de-aia nu merge ofensiva, care n-a mers niciodată. Păi bă, dacă când ai provocat ursul rusesc să, cu declarațiile tale imbecile, că devii putere nucleară, deși tu n-ai voie prin acordurile semnate, nu te-ai gândit că n-ai avioane? Și a început și acolo. Deci, cum am zis, în Israel, lovitură militară de stat, armata face ce vrea, nu ține cont de Bibi. Și deja americanii au transmis lui Bibi că trebuie să evacueze. Și în Ucraina, la fel, avem acum un război civil între armată și Zelinski și gașca lui. Dar acum vorbim despre alte chestii. Știi că am mai luat noi niște amenzi, că spuneam noi acum ceva timp despre controlul pe care vor să-l facă niște bolnavi ai planetei cu implantare de chipuri, da? Da. Pam, eram conspiraționiști, eram... Eu neafirmând că neapărat va fi o implantare, că se pot face tot felul de, spuneam eu, de QR code, de, îți pun o etichetă pe frunte, pe mână. Deja mulți au și ales varianta asta. Unii au ales varianta, cum este acum îl cheamă, care a fost la ProTV, care și-a pus chip. George Buhnici. Buhnici. El și-a pus chip. Mă rog, el a spus-o într-o formă frumoasă, că așa vin toate astea într-o formă frumoasă, că vezi, Doamne, își pierde tot timpul cheile și așa, lui e mult mai simplu. Că așa zăpăcim. Nici nu contează. Nici nu contează. Da? Și-a pus chip omul, da? După ce eu spuneam că unii își vor pune chip, alții vor să-și deseneze un QR code de ăsta, alții vor să-și pună un cod de bare. Da, asta le spuneai în 2020, când domnul Herjeu era la acea vreme la CNA, tot USR, că asta mă întreb, de ce are USR-ul așa o boală pe noi, că tot timpul vin în principiu amenziile propuse. USR are boală pe omenire, nu pe noi. USR-ul are boală pe ființa umană. Punct. Și ziceau că nu este posibil, domnule, așa. Și iată că Mircea Toma nu-i tot de la USR? El are boală pe ființa umană, nu, el nu are numai cu noi. Dar boală... nu e ființă umană, adică oamenii ăștia nu sunt ființe umane. Nu, el s-a născut dintr-o explozie solară. Solară, cum ceva, se da. Acum, da. De obicei, da. Da. Și taică-s-o n-a venit pe tancuri în România și taică-s-o n-a făcut rău românilor cât era mare politruc pe la Scânteia. Mă întorc. Deci, toată presa de astăzi plină de rectorul Babeș Bolyai, care e un psiholog, da? Daniel David, care spune, în 50 ani oamenilor li se vor face implanturi cerebrale. Sigur că și el o prezintă în sensul de bun, bă, minunat. Acum, oameni buni, orice implant cerebral și orice plăcuță, orice device, nu știu cum să spun pe înțelesul tuturor, când ți-l bag acolo, tu acolo poți să interacționezi cu acel device cum vrei tu.
Dacă ai telecomanda, pac, zici ea, vorbește pe repede înainte. Și începe. Acum, slow motion. E simplu, e ca un televizor, da? Cum poți să faci pe Netflix când dai. Știi că a dispărut ăla documentarul cu Ceaușescu? Da, avem un fan care ni-l va trimite prin transfer. Da? Doamne ajută, că vreau, n-am apucat să-l văd pe tot. Chiar am vrut, era că e lung și n-am avut timp să-l văd. Bun. Deci, Daniel David este psihologul răsfățat de toate serviciile secrete din România. Este un fel de guru al psihologiei. Da? Mie nu-mi place deloc de el. Și a făcut niște aberații, niște afirmații în timpul pandemiei. Te doare mintea. Deci a discreditat ce înseamnă să fii psiholog. Dar n-are nimeni curaj. N-am avut atunci timp de el. Am acum să-i spun, Daniel David, ești zero ca psiholog și o spun un psiholog. Deci răsfățatul este ce vrei tu. Da? Mircea Toma cred că e în extaz, da? Că e de-a lui. Adică de ce e de-a lui? Păi tot din Cluj, da? Asta nu înseamnă că e de-a lui, dacă e din Cluj. Nu, tot ceva. Aș putea spune că e de-al meu, da, atunci. Nu, tot sunt pe aceeași ungime de bundă. Deci, îl o spune, în 50 ani, bă, o să aveți chipuri că Dumnezeu nu v-a făcut bine, mă. Dumnezeu a greșit, trebuie să vă pună niște chipuri de când să vă nașteți cu chipuri, da? Asta este exact ce explică Biblia de atâtea ori, cum omul vrea să fie mai Dumnezeu decât Dumnezeu, să-L depășească, să demonstreze treaba asta. Și, din păcate, iată că se reușește această spălare a creierelor și nu întâmplător am zis să dăm acest video al lui Puștoaica asta. Puștoaica, practic, nu mai e, că am zis că are 31 de ani, fata lui Lasconi. Elena Lasconi a fost ani de zile la ProTV, o mamă singură, s-a chinuit, a și spus în multe interviuri că a îndurat și sărăcie. Cumva ea a reușit să-și depășească condiția, luptând și... Pe așa fac mamele, luptă. Exact, și încercând să asigure copilului că unde-i copilul? La Paris, nu e la Vaslui. Da? La videocet, să facă videocet dintr-o garsonieră din Vaslui, da? Deci femeia asta a făcut cât a putut, da? Sigur că după aia a fost exploatată politic și a ajuns în USR primar de Câmpul Lung, Mușcel. Ce a făcut acolo nu-mi dau seama, dacă a făcut bine asta, cei care sunt de acolo poate să spună. Se pare că a făcut bine, din ce n-au ieșit scandaluri, n-a fost prinsă că a luat șpagă cu portbagajul. Deci oamenii înțeleg că vor să o voteze din nou la primărie. Și ea dă o declarație, nu știu, cred că ați văzut cu toții, dar repet, dă o declarație în care, printre altele, și acum nici eu nu sunt naiv, ia declarațiile și a făcut în acel interviu, a măturat pe toată lumea. Deci clar că își construiește un viitor politic care poate fi în USR, adică să pună mâna să fie președintele USR-ului și să schimbe partidul, să-l ducă din zona în care se află, în altă zonă, pentru că altfel nu mai votează nimeni USR-ul, asta e clar, sau să plece din USR, sau să facă un joc unde eu n-o bănuiesc. Atenție, nici nu mă interesează, v-am spus, politica din România... Nici nu mai contează. Da? Faptul că, iată, o persoană care chiar dacă este în USR, declară într-un interviu că da, a votat la referendum pentru familie și a mai precizat, ea este ortodoxă și crede în familia formată dintr-un bărbat și o femeie. Da, și a votat da. Și mie mi se pare o declarație extrem de clară, atât timp, mai ales când ești mamă. Și când te-ai născut creștin, când te-ai născut pe pământ românesc, e logic să fie așa. Adică... Eu vin altfel. Spun așa, dom'le, până la urmă, că doar n-am noi, de exemplu... Fetița, n-am născut-o pe fiică sa cu altă femeie. Adică nu așa s-a creat. Ajungem și acolo, dar întrebarea mea este așa. Noi doi am sărit vreodată la gâtul celor care s-au vaccinat? Niciodată. Avem Realitatea TV care a spus că face emisiune, nu mai fac emisiune decât
cu invitați care sunt vaccinați. Corect. Și alții, CTP-ul și toți, o groază care au sărit asupra noastră. Dar noi, cei care nu ne-am vaccinat... Și care, da? Au scris, în toată presa scrisă... În frunte sau cu, împreună cu Novak Djokovic, care bate tot în tenisul mondial și toți stau cu deștul în nas și nu înțeleg de ce, păi normal, îi domină fizic pe toți. Da? Pentru că el nu s-a vaccinat, toți cei din top ATP, ATP 100 s-au vaccinat. O spune chiar ATP-ul, comunicat oficial. Deci, de-aia nu-l mai bate nimeni, nici măcar ea de 20 de ani nu-l bat pe Djokovic. Da? Pentru că fizic, vaccinul i-a slăbit. Punct. Este dovedit în tot ce se poate dovedi. A, că n-au curajul încă să spună, o să vedeți că o să vină să spună. Și Alcaraz, și ăsta, cum îl cheamă, spaniolul, da? Care după vaccin e numai rupt în operații și șolduri și tot, o să înceapă să spună, da? E, problema este că noi nu suntem agresivi. Femeia asta n-a spus moarte homosexualilor. Păi a spus, dumneavoastră, eu am votat da la referendumul pentru familie, fiindcă la mine căsătoria e un cuvânt important și un fundament al credinței mele. A precizat și, repet, interviul dat de ea este un interviu, să nu fim naivi, oameni buni, pur electoral. Punct. Da? Că a avut grijă, adică am deja experiență, a avut grijă să dea în toată lumea. Da? Deci, clar, am și zis, bă, s-o duce la PSD sau încearcă o revoluție în USR. Da? Cam asta a fost ce am gândit eu, așa, văzând numai titlurile. Da? Pe mine nici nu m-a interesat să văd chiar tot interviul ei și asta, dar când am văzut că reacționează fata ei, crescută cu greu, că asta știu de mult, că am fost și eu în ProTV și am încă mulți prieteni acolo și știu multe despre Lasconi. A crescut-o greu, da? Și repet, o fată simplă care a ajuns până la urmă într-un vârf de carieră, da? La un post de televiziune, nu? Numărul 1. Da, și pe mine m-a șocat puțin la o reacție a fetei. E, am vrut să văd, eu n-am apucat să văd decât o bucată, pentru că restul mă trimitea pe Instagram și eu n-am Instagram. Hai să vedem dacă a reușit Răducu să scoată. Da, avem. Pentru că este de discutat. Aici vorbim și vrei să spun ceva? Vine mânușă la proiectul meu, oameni buni. Știți de ce? Că trebuie să vă hotărâți cu toții cu cine vreți să vă lăsați copii, nepoții, în viitor. Foarte important. V-am spus, cei care au visat, și eu visam la un dat, bă, dar mi-a trecut repede. Nu, nu, nu-ți mai trimiți copilul în străinătate. La nicio facultate. Că oricât de bun ar fi, oricât de... Ce vreți voi? Pâinea lui Dumnezeu, creștin, tot, ți-l confiscă ăștia imediat. Da. Îi spală imediat, au un mecanism de spălare a creierului urgent și inserează imediat un alt soft. Deci este cea mai mare greșeală, că am văzut și Esca Bucuroasă și Mihaela Rădulescu, mamă, ne-am trimis copilul. Fetelor, când se întoarce, nu mai e copilul vostru, e al lor. Pentru că au tot ce le trebuie. Au tehnologie de spălare a creierului, Gabriela, pe care au exersat-o din anii 70 până astăzi. În anii 70 erau mai brutali, au încercat cu drogurile și au constatat că, bă, din droguri și beție, oamenii se mai trezesc. Dar din neomarxismul ăsta, bine implementat... Din droguri nu prea e cum să te nu, mai trezești. Nu, unii se mai trezeau, da? Păi ăla, cum îl cheamă, de la Rolling Stones, cum îl cheamă, fraților? Puh, ce-mi scapă ăsta, moșul. A fost și la București. Toată viața s-a drogat. Și dacă îl vedeai pe scenă la București, la 70 ceva de ani, cum zburda, n-aveai, cum să spun, nu-ți venea să crezi, da? Deci unii se mai și rezistă, da? Ce se întâmplă, cazul ăsta este emblematic. Deci, încă o dată, avem o tânără plecată din 2017, da? Deci din 2017 are 31 de ani, deci în 2017 avea cu 6 ani mai puțin, da? Deci avea 25 de ani. Și indiferent de convingere, indiferent, repet, ea nu are nicio scuză pentru a-și ataca mama
public. Putea mama ei să spună orice tâmpenie, orice nenorocire. Vrei să-i spui ceva, îi spui în particular. Chestia asta public făcută arată că ceva acolo s-a întâmplat și ok, ea spune, că după aia am urmărit să văd ce mai spune. M-a abandonat, m-au crescut bunicii, m-au... Atenție! Mama nu te abandonează niciodată. Punct. Dovadă că fătucă Oana o cheamă, ai ajuns la Paris. N-ai ajuns la Vaslui, da? Îți faci videochat. Dar important e evenimentul ăsta și eu nu vreau să facem mișto de ea, cum au făcut foarte mulți. Da? Și în primul rând n-ai voie să judeci mama. Nu, nu, dar zic, nu, nu vreau nici de ea, pentru că foarte mulți... Mick Jagger, așa, de Mick Jagger era vorba, da? Mulțumesc, Pușa. Foarte mulți au dat acest video și au făcut mișto. Nu, aici vreau să arătăm exact lumea în care trăim. Pentru că încă suntem în faza în care putem să ne gândim să ne ținem copilul aproape, să ne ținem copiii aproape, să nu-i trimitem. Știi că te bucuri, mamă, îl trimit la studii, mai plătești o cârcă de bani, dar o să se aleagă ceva de el. Nu, nu, să alege praful. Praful. Toate școlile din lumea asta sunt confiscate. Dovadă reacțiile de la universitățile din Statele Unite, da? În care terorismul a ajuns să fie glorificat. Terorism. Deci, până nebunești. Da? De ambele părți. Bun, hai să vedem, să fiți foarte atenți. Este, eu n-am știut că, știi când am zis eu că vin luni să lansez proiectul, îți dai seama că n-aveam de unde să știu. Asta, da. Este perfect. Deci, materialul ăsta vine mănușă, da? Nici nu-mi imaginam, dar hai să-l urmărim. Urmărim împreună. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie. Și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment. Bună, sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi, acum multe ore, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul Coaliția pentru Familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt, nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Îmi pare rău dacă auziți urlete, vecinii mei dau o petrecere acum. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată. Nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a apărut vreodată pasionată de acest subiect. Însă sunt șocată să aud că a votat da pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu.
Mă doare sufletul. Mă doare inima. Și am palpitații de câteva ore. Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii, ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să își aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită. Da. Pe mine, și eu am ascultat-o cap-coadă acum, fără cuvinte, adică... Eu cred că Elena Lasconi, ca mamă, ea Ioana, eu cred că a rupt-o, declarația asta. Eu cred că a distrus-o. A terminat-o, da. Ca orice părinte, în momentul în care un copil îți răspunde și îți face așa ceva. Chiar dacă ți-ar spune doar ție în față, îți rupe sufletul ca mamă. Adică... Doamne, deci... Da, acum vreau să ieșim din zona emoțională. Deci, repet, și ca tată, dacă îți spunea copilul în particular așa ceva, te rupea. Din zona asta emoțională nu ai cum să ieși, Radu, când un copil îți spune astfel de cuvinte, chiar dacă îți spune doar ție ca părinte, te distruge. Când, chiar dacă vorbim de foarte mulți părinți singuri care își cresc copiii, cum sunt și eu, da? Orice vorbă ne la locul ei, îți rupe sufletul. Când știi câte sacrificii faci ca părinte să-ți crești un copil. Dar mai presus de atât, să dai astfel de cuvinte unei mame, foarte trist și josnic. Și cuvintele mele ar putea merge mai departe, dar prefer să mă abțin. Da, eu asta cred și eu, că pe Elena Lasconi a terminat acest interviu. Clar. Cred că nu-și va reveni niciodată. Și nu vorbim, nu am cuvinte mari, pur și simplu este o rană care nu se va închide niciodată, pe care propria ei fiică, iată, i-o face. După un interviu, și vreau să o luăm un pic pe rând, pentru că să vedem că, de fapt, aici nu vorbim de un copil care reacționează dur la un părinte. Și venim din generația noastră, că și noi am avut reacții ca și copii față de părinții noștri. Dar reacțiile noastre erau așa, nu te duci la discotecă, ba, mă duc, vii la ora 10 acasă, ajung la 12. Aici se ducea toată replica. Nu ieșeam pe stradă, că atunci n-aveai să pun desigi la televizor să spui, părinții mei sunt criminali, părinții mei sunt cutare, niciodată, repet, cel puțin la mine, n-am ajuns în familie, la ce știu, prieteni, cunoscuți, să ajungi să faci, să ai reacții din acestea, cum a fost această reacție a unei copile. Pentru că exista disciplina, Radu, și de asta nu ai văzut asta. Nici nu vreau să spun ce, de ce. Pur și simplu vreau să punctez, ca să vedem o evoluție. Iată, deci eu am 53 de ani, puștoaica, da, cred că suntem de aceeași vârstă cu Elena Lasconi, eu cu ea, nu știu acum Elena câți ani are, nu vreau să o supăr. Ideea este, copilul ăsta are 31 de ani. Deci nu e cu mult mai mică decât mine. Da? Stă de din 2017 la Paris. Deci în 6 ani de zile, și asta încerc să-i spun lui Elena Lasconi ca să o ajut ca mamă, repet, nu ne-am intersectat, cred că n-am vorbit niciodată cu ea, dar ca mamă pot să înțeleg toate mamele din România care au văzut acest interviu, și pe ele le-a rănit. Și pe tine te-a rănit acest interviu. Să-i spun lui Elena că nu e copilul ei care reacționează. Pentru că asta nu e o reacție de copil al tău. Indiferent ce ai făcut, indiferent
ce greutăți a avut acest copil în viață. Că nu e ușor să crești un copil. Ca mamă singură și în general nu e ușor să crești un copil, da? Dar indiferent de asta, la 31 de ani nu ai voie să nu înțelegi că puteai să ajungi o curvă pe centură, da? Puteai să fii omorâtă de un abuzator care te lua de pe centură, da? Sau te vedea la videochat și venea peste tine în garsonieră și totuși n-ai ajuns acolo. Bă, un pic de merit, ca să nu zic mai mult, au părinții, au educația, au bunicii. Cine te-a crescut? Deci din respect pentru bunici, că ea spune că au crescut-o bunici. În Hațeg, culmea. Da? O zonă frumoasă, minunată. Deci în mod normal în Hațeg, acolo e mai protejat, ești mai protejat de nenorocirile care se întâmplă, zice, la un Paris. Dar nu contează. Iată, asta face Occidentul și școala occidentală din copii. Mă, sunt atât de buni oameni buni încât le scoate tot ce le-ai dat tu 20 de ani, 25 de ani și le-a dat la o parte și le încarcă imediat, zici ca la service. Pac, 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 punem ulei, punem filtru, copil nou-nouț. Da, dar e al lor, nu mai e al tău. E foarte important pe mâna cui lăsăm copiii. Și tineri și adulții, că ea nu mai e chiar un copil la 31 de ani. Da? Și acum hai să vedem cu ce a fost, cu ce i s-a încărcat softul. Plângea, ați văzut că e sinceră. Ca să vă dați seama cât de, ce soft nu are. Ea era sinceră, era supărată. Mai avea un pic și plângea. Ea nu era actriță aici. Ea pur și simplu a avut o reacție sinceră a ei. Suferea. A votat, mama a votat, da. Ea se declară, știi, la Paris. Parisul până de curând a avut aura cele mai frumoase capitale a democrației, da? Nu mai are. Dar zice, ea era oripilată că cineva, chiar mama ei, are o altă opinie decât ea. Ea zice că face parte din comunitatea LGBTQ, da? Ok. Ok. A sări mama ta public, sau poate în particular, nu vreau să mă bag ce ați discutat, dar a sări mama ta să te desfințeze public, să te arunce la coșul de gunoi că faci parte din comunitatea LGBTQ? Nu. Și nici n-ar face vreodată. În particular, nu știm ce i-a spus sau dacă i-a spus. Dar ea, fiica, i-a pus etichetă de homofobă. Exact. Deci radicalismul ăsta, atenție, asta face neomarxismul, introduce acest radicalism în care dacă nu ești cu ei și de acord cu tot ce se întâmplă, cu aceste minorități, da, de toate felurile, trebuie, deci mai avea un pic și cerea să fie pusă la zidul de la Târgoviște și împușcată, adică de aici până la cere condamnarea la moarte, care o găsim unde? În China? În Iran? Acolo avem genul ăsta de caz în care copilul își se duce și denunță părinții și cere să fie executați că nu sunt suficient de comuniști sau de buni în muncă. Deci eu doar acolo am întâlnit în aceste două țări, aceste exemple. China, Iran. Păi aici nu mai e nicio diferență. Așa zisa familie tradițională. Deci nu înjură și o pune la zidul infamiei doar pe mama ei. Ci pe toate familiile tradiționale. Toată lumea, dă atenție, cu adică, scârba pe care o spune. Lovește în mamă, lovește în întreaga societate din România, care vorbim de familii tradiționale. Da, atenție. Scârba, deci mai avea un pic și vomita. Familia tradițională, dar de ce? Nu pentru că ea e o ticăloasă. Nu. Pentru că ea nu înțelege. Ei s-a spus, i s-a repetat că familia, noi care suntem sau credem în familia tradițională, suntem un fel de teroriști. Cine alimentează toți CTP-ii din presă, da?
un CTP zice așa, vine un alt CTP-o, da, așa, vine un alt CTP-o, da, așa, da, bă, dar ăla era bețiv și o bătea pe nevasta tradițională. Bă, dar ăla era, nu știu ce, curvar și o înșela pe nevasta tradițională. Și așa mai departe și fiecare erodează. Îi spun acum, mă adresez lui Oana. Draga mea, ești într-o confuzie totală. Unu, familia tradițională este familia imperfectă. Nu există familie perfectă. Și bănuiesc că ea e lesbiană, dacă ai zis că face parte din comunitatea asta, sau ceva în plus, lesbiană plus ceva. Și lesbienele se ceartă. În psihologie poți să vezi multe cărți, îți recomand să vezi ce gelozie există acolo și nebunii. Deci nu există familie perfectă. Deci, dar ei ce au făcut? Toate familiile sunt bune, toate familiile, da, LGBTQ, desea ce... aberație să spui familie, da? Când familia este clar definită pentru creștini în Biblie. Că ea face trimitere la creștini, Gabriela. Păi dacă ești creștin, legea iubirii, calea, este viața fericită. Nu, draga mea, o confuzie încă o dată. La noi, la creștini, da? Și tu te-ai născut creștină, sau spui că ești creștină, familia este definită clar. Că nu poți să fii creștin dacă tu ai Coranul. Da? La noi, la creștini, e Biblia. În Biblie, acum nu știu cum e în Coran, recunosc, nu știu ce e scris acolo. Dar cred că nici acolo nu se vorbește de bărbat cu bărbat și bun. Deci, Oana dragă, la noi, la creștini, adică și la tine, noi avem Biblia. În Biblie scrie ce înseamnă familie, ce înseamnă legea iubirii. Dar ei au dus-o în zona, dacă nu ești cu noi și nu faci ca noi, se numește discriminare. Atunci este, nu, înseamnă că ești homofob. Da, nu ai legea iubirii. Deci, adică a menționat cuvântul ăsta. Da, ești pus la zid, da, suntem, cum a zis, e dezgustată, dezamăgită, șocată. Modificarea Constituției este jegoasă și discriminatorie. Păi, dacă e o țară creștină și... vrea să adauge la Constituție o valoare creștină, ca să nu fie confuzii, nu e nici jegoasă, nici discriminatorie și așa mai departe. Dar ea e sinceră, că ea așa o spălat-o pe creier. Pentru ea, a fi creștin înseamnă să iubești toate... nu știu cum să le spun astea, confesiuni, cum sunt astea? De gen, da? Când repet, la noi e simplu. În Biblie scrie clar. Da? Creștinii ne raportăm la Biblie, da? Musulmanii la Coran. Deci, uite așa le-au amestecat, le-au pus într-o centrifugă și până la urmă a ieșit ce? Păi ce spune Biblia? Copiii nu se vor mai înțelege în vremurile de urmă cu părinții, părinții cu copiii. Da. Mă, da, că nu se vor înțelege, ok, înțeleg, deși nu-mi place. Dacă vor fi atacați părinții și practic ce a făcut ea acum, a dat cu niște bolovani în mama ei. Dacă o făcea în particular și la fel era. Făcând-o în public, este absolut șocant, pentru că ai dat în toate mamele și toți părinții, de fapt, din România. Te gândești că faci... Mă gândesc la părinții normali, care sunt 99%, ori fi și anormal, da? Bă, toți fac eforturi. Și te gândești, băi, frate, am făcut pentru copilul ăsta toate sacrificiile, da? În primul rând mamele, da? Și tații după aia. Mă, toate sacrificiile, de la când l-am născut până l-am dus în cărucior... Ții minte toate momentele frumoase, când ei sunt toți puri, frumoși, minunați. Se creează niște legături superbe între părinți și bebeluși și copiilor. Superbe, da? Și te gândești, mamă, să ajungă după aia să vină să dea așa în tot ce am investit emoțional, nu? Până la urmă, nu bani, că banii nici nu mai contează. Este o lovitură ce a făcut fata asta, este o lovitură dată tuturor părinților din... Nu numai din România, din lume. Așa ceva nu se face niciodată.
Și aici nu e vorba de lipsă de educație, că mulți o să spună, păi n-a educat-o, mă, Sabine. Nu. Nu e adevărat. Este, nu mai e forță ca părinte, ca bunic, ca familie, dacă ai scăpat copilul de acolo, dacă ți-ai ieșit din coconul ăsta, cum zic eu, sau din insula asta de siguranță, da? Din nicio familie nu e perfectă, repede. Dar cu toate astea, așa imperfectă cum este familia, creează un loc de siguranță. Și dacă familia asta face parte și dintr-o microcomunitate unde sunt și alte familii, tot imperfecte, creează o și mai mare siguranță. Noi spre asta trebuie să ne întoarcem. Și eu am văzut asta în ultimii 3 ani. Și tu ai văzut ce înseamnă ca oamenii să... Izolați, mulți dintre ei, la un moment dat, să facă parte dintr-o super comunitate. Nu mai sunt singuri, se simt că fac parte de acolo, se ajută și așa mai departe. Dar exemplul ăsta de acum este fabulos. Uite, viața ni l-a livrat. Nu credeam că chiar așa se poate întâmpla, să aud aceste cuvinte din gura unui copil. Copil, ok, nu mai e copil, adult, dar tot copil rămâne. Și cred că este cel mai mare semnal de alarmă pentru toți părinții care visează să-l trimit pe copilul meu. Îți dai seama, mulți îi trimit și la licee. Deci din clasa a noua rupe puiul ăla, că puiul ăla cât o vrea el să fie de adolescent, să se dea mare că e adolescent, la 14 ani și ea și el încă sunt pui. Da? Indiferent că și-au început sau nu experiențele de genul acela. Chiar și așa, tot niște copii rămân. Orice părinte, și când vine copilul la 35 de ani, îl miroși imediat. Și dacă are 40 de ani, bă, tu minți, tu ai făcut asta, tu n-ai cum, îl cunoști, copilul tău. Tot pui vor rămân. Așa. Când îl lași să plece, că pleacă la 14 ani din familie sau pleacă la 18 ani, în ideea să-i dăm o facultate, să-i dă, bă, las-ne nenorocit. Oameni buni. Ori plecați toți cu el, altă soluție nu e. Și așa. Dar și acolo e pericol, că v-am spus, și în America. Deci în America, că toți visează în America, dar acum și în Europa, Gabriela, trebuie să-l păzești non-stop, să fii lângă el, pentru că prea puternic este magnetul ăsta pe care îl creează astăzi TikTok-ul. Și vedeți, știi cum e? Uite, aici ai pus punctul pe ei, că am discutat extrem de multe ori cu Emil. Noi, părinții, chiar și cei care suntem singuri, încercăm să le dăm o educație bună copiilor, să le explicăm ce e bine, să le dăm argumente de ce nu e bine să faci așa, ci să faci într-un fel și să-ți iei propriile tale decizii ca tânăr. Dar tu, ca mamă sau ca tată care îți crești copilul singur, te lupți cu întreaga industrie. N-ai cum să te lupți cu ea, decât în momentul în care se întâmplă ceea ce spui tu. Da, să ne bazăm unii pe alții, să fim unul lângă altul și să fie comunități, astfel încât să nu ai tangențe cu așa ceva. Și să le creezi medii în care să le dai adevărata credință, adevăratele reguli morale. Uite aici, și să păstrezi, să nu-ți mai fie rușine. Adică să nu ai rușinea asta, să te arate cineva cu degetul. Adică eu cred că nu este doar ea singură care are astfel de atitudini. Sunt o multitudine de copii care astfel răspund. Eu cred că e un fenomen deja. Și vreau să răspund, spun ceva, să nu-mi uit ideea. Deci, tu ai pus punctul pe ei. Ideea este că aici încă în comunitatea asta, aici în România, aici în familie, TikTok-ul încă e abstract. Ideea e că el nu se dă jos de pe TikTok și vede același lucru în cartier. Pe când când îl lași liber, el dacă vede un TikTok cu o prostituată și în Amsterdam, da? Face 5 metri și din TikTok-ul care este totuși virtual pentru un tânăr, trece la real. La noi e mai complicat. Că dacă ești cu familia, îl mai întrebi ce faci, mai vorbești cu el, ți-e o legătură. Știi că nu. Și îți dau argumente de ce spun nu. Păi suntem pe locul 1 în videochatiste. În Europa. Adică ei se duc de pe TikTok acolo. Dacă vorbim de acest aspect.
Da, eu cred că n-au bani de videochatistele de la Vaslui, că am auzit că sunt scumpe. Eu cred că videochatistele de la Vaslui, se duc în America, nu da. Sunt da. Doar acolo. Dar nu sunt doar acolo. Da, nu știu ce să spun, eu doar atât spun că în momentul ăsta trebuie să avem grijă și de aici înainte, iată, cu aceste exemple de ce facem cu, unde îi ținem pe copii, pe tineri, pe adulți. Pentru că dacă nu faci parte dintr-o comunitate cu niște reguli de bun simț, da? Și ești izolat, riscul este să fii confiscat imediat de zona periculoasă. Pe când dacă faci parte dintr-o comunitate, ai o ocupație, ai niște informații, ai, cum să spun, ai și speranță, ai și soluții ca să mergi mai departe, da? În momentul ăla e una. Și uite, îți dau un exemplu simplu ca să lămurim treaba. Nu știu dacă am spus vreodată la tine în emisiune sau public, e că am spus-o, poate, când eram la B1 TV. Cum am reușit eu? Foarte simplu, oameni buni. Cum am reușit? Că eu, practic, am plecat de jos, dacă vorbim de ziarist, da? Și am ajuns mai sus decât să fii patron de televiziune. N-ai ce să fii. Da? Că nu poți să ajungi patron de CNN și nici nu mă interesează. Dar ca asociere, la un dat, am fost asociați cu Murdoch, care era liderul mondial la vremea respectivă pe presă. Da? Rupert Murdoch, în B1 TV. Bun. N-ai ce să obții, da? Mai mult decât ce interviuri, ce emisiuni am făcut, eu chiar n-am ce, că nu sunt nici Tucker Carlson și nici nu fac emisiuni în engleză. În Canada, când eram, că mi-a trecut prin cap, dacă mă apucam să fac emisiunile în engleză, rădeam tot ce a apărut după aia, că toți ceilalți care erau vorbitori de limba engleză prindeau numai fluturi, da? Și Tucker Carlson și mulți alții. Se prindeau așa, după vreo 6 luni, 9 luni, de fapt, de ce se întâmplă. Dar dacă alegeam treaba asta, alegeam să nu mă mai întorc niciodată în România. Da? Aia a fost o decizie foarte importantă, pentru că am ales și am ales cu inima și mi-am dat seama că eu nu o să păstrez niciodată, da? În altă parte a lumii decât în țara noastră. Ca business, iar am reușit ce am vrut eu până la urmă. Adică nu pot să zic că am vrut ceva și voi știți că ați urmărit câteva proiecte. Bun. Dar cum am reușit? Că lumea zice, bine, cum ai reușit? Și o să le spun cât de simplu e. Deci aveam 20 și ceva de ani, mai știu, 22, 23, și eram dezamăgit de tot. De ce? Pentru că aveam o singură pasiune. Deci nu-mi plăcea nimic. Și făceam și bani, făceam o groază de chestii. Ca să înțelegeți cum lucrez și cum gândesc, dacă îmi trebuiau mai mulți bani, și repede și să am un record, așa, știi? Că acum urmăresc niște documentare foarte mișto cu spărgători de tablouri celebre. Și nu vine să cred că ea declară că, de fapt, nu pentru bani au spart sau au vrut să fure, ci ca să devină celebri, da? Eu sunt un om care vrea să bată recorduri. Nu vreau să sparg muzee, să fur tablouri. Adică îmi place, dacă fac ceva, să-mi pun amprenta, știi? Cum a fost și pe Nașul TV. Am vrut să fac cea mai liberă televiziune din România și uite că am reușit să o facem cea mai liberă din, hai să zicem, chiar toată lumea, să nu fim aruganți, dar din Europa, sigur. Bun. Și dau un mic exemplu și pe aia mă întorc la cum am reușit. Pe-am dat anunț în ziar. Ce am făcut eu după Revoluție? M-am prins că lucrurile nu sunt în regulă. Oricum mă pregăteam să fug cu colegul meu, să fugim peste Dunăre dacă nu venea Revoluția. Ne și antrenam. Și azi sunt bun la not. Și azi pot să not pe sub apă 50 de metri. Înainte puteam și mai mult.
Azi, așa cum mă vedeți, pot să merg 50 de metri pe sub apă. Și repede. Și m-am prins că ceva nu e în regulă și m-am apucat, eu având 10 la engleză, 10 la franceză, toată școala, aveam așa înclinație spre limbi străine, dar zic, iau engleza, că engleza e mai... Și am luat engleza, erau niște cărți, engleza fără profesor, da? Erau parcă 4 volume și le-am luat la răsfoi pe toate, să văd, să mă pun la punct. Dacă am vreo fisură, bun. Și am reușit într-o lună de zile să constat că mă pricep destul de bine, adică micile fisuri le-am rezolvat. Și atunci mi-a venit ideea, zic, bă, dar fii atent, bă, frate, eu aș putea acum, într-o lună, exact, într-o lună de zile, da, să învăț pe oameni engleză. Da? Era după Revoluție. Și am dat un anunț la ziar, era Drum Nou, parcă așa se chema ziarul din Brașov. Deci, Gabriel, aveam, Puhoi a fost. Deci aveam mese, cam ca asta, de jur împrejur oameni și plecau 7, 8, 10 câți erau într-o serie, plecau, urcau. Dar acum eu te întreb, ai reușit să ții 7 case precum Iohannis? Bă, am reușit mult mai multe. Iohannis e mic copil. Deci atunci e de înțeles, da. Iohannis, care 7 case din meditații, nu? Da. N-ar trebui să fie o chestie gravă, asta zic. Deci... Revin la ce spuneam. Și într-o lună i-am învățat, repet, erau oameni care nu știau o boabă. Ce am dezvoltat, repet, numai atunci, că citește, că zic, bă, fii, într-o lună, vereau oamenii, nu mai știu acum sigur dacă de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână. Dar ai mei se cruceau. Nu le venea să creadă câți oameni vin și pleacă. Uite așa, făceam câte 4, 5, 6 ședințe pe zi, a câte 2 ore, deci aproape 12 ore, 14 ore numai meditații. Cred că aveam liber doar... Nici nu știu când aveam liber, că mulți veneau când nu munceau, știi? Veneau ori sâmbătă și băgam 2 ședințe pe zi. În fine, cert e că după o lună, oamenii ăia știau engleză. Unde mai aveau probleme? La pronunție, că pronunția nu se învață chiar într-o lună și mai aveau... de lucra la pronunții. Dar în rest, gramatică, vocabular, într-o lună. E, dar oful meu, știți că erau oameni buni? Bă, ok, m-am distrat, era fain. Oameni cu nu știu ce, ei erau foarte încântați. Îți dai seama că toți care erau îmi aduceau alți oameni, doar un singur anunț. Am dat la mica publicitate, atât are, da? Toți recomandau, spuneau, bă, e unul nebun, da, în Brașov, care, deci veneau director de bancă, că după 90 începeau să apară calculatoare, oamenii nu știau săraci, o boabă engleză mulți dintre ei. În Brașov, doar cu mulți ani înainte să intru eu în școală, la o perioadă, știi că Brașovul, știți, s-a numit orașul Stalin, da? Deci multe generații au făcut numai rusă, da? Majoritatea din Ardeal, iar la fel. Da, nu știam. Era pe o, deci cert e că aveam la clienți de la un dat, a trebuit să refuz, nu mai făceam față fizic. Plus că făceam același lucru, adică la un dat mă plictiseam, bă, fraților, nu mai pot să fac același, același. Sigur că inventam tot timpul chestii noi ca să nu mă plictisesc. Dar e nasol să faci. Eu n-aș putea să lucrez ca Charlie Chaplin la bandă, așa. Toată viața să dau din cheile alea fixe, să dau de șuruburi. De ce? Pentru că mie îmi plăcea presa, Gabriela. Deci de la Revoluție sau Loviluție, cum vreți, în fiecare dimineață, nu conta cât de mare era coada la început, că după aia am început să-mi fac relații, știi, să nu mai stau la coadă. Presă. Ziare, reviste, uneori au tankurile, cred că vă amintiți, da? Atâta era tankul. Da, ziare, reviste, tot ce apărea. La început, până și pe infractoarea, infractorul și nu mai știu, mai erau niște de-astea, niște spelunci așa de presă, dar și pe alea mă uitam, că eram curios să văd, bă, până unde se poate duce presa, adică care sunt limitele, da? Cu aia era pornografie deja, da? Pe cam dat un criminalul, nu mai știu, erau de alea cu crime, cu, cred că erau toate inventate, da, dacă mă întreb pe mine, dar bun, m-am uitat.
Deci mie îmi plăcea presa. Și ca să terminăm, să închem, că deja e târziu, cum am reușit? Deci dai seama, deci puteam să fac câți bani vreau, puteam să locuiesc atunci în Europa. Am și stat o perioadă în Franța, am vizitat toată Europa. Deci puteam să aleg ce vreau. Puteam să fac bani în ce țară vreau. Dar mă trăgea presa. Deci eram uluit. Deci eram în stare să nu fac nimic toată ziua, să nu mănânc, să citesc tot. Da? Probabil că de-aia am aici computerul cu atâtea informații, că am cam citit tot. Și într-o zi, și a apărut evenimentul zilei, care pentru mine era un spectacol. Pentru că era o combinație nemai văzută între presă mondenă, cancan și presă serioasă. Ion Cristoiu. Ion Cristoiu atunci era de genul, cred că în afară de Marina Almășan, nu mai știu dacă mai erau unul, doi care aveau acces la el să-l primească în emisiuni. Ca să înțelegeți, Emil Constantinescu, înainte să fie președinte, stătea în audiență pe hol la evenimentul zilei să-l primească Ion Cristoiu. Ca să înțelegeți ce legendă era Ion Cristoiu. Și era... Dumnezeu, toți îl ascultau și cum scria ceva, atâta forță avea. Să zicem cam cum am avut eu, l-am dat influență în 2004-2009 cu Nașu, cu emisiunea Nașu. Și l-am dat un anunț în evenimentul zilei, caută colaboratori, îi scrieți o mică scrisoare de intenție și Ion Cristoiu va citi. Și eu zic, păi, cum adică? Deci așa simplu? Adică scriu, ai mă vrăjeala asta, zic, vine Cristoiu și stă el să citească tone. Că Cristoiu spunea atunci câte mii de scrisori și o să vă spun că așa era. Ci mii de scrisori primea, pe vremea nu era e-mail-ul. Și atunci am zis, băi, fii atent, dar cât noroc să am eu, da, să scriu și din miile de scrisori care apar, poate omul are timp să citească 100, 200. Că zic, sigur are o armată de oameni, aia selectează, dau, că nu o să-i dea lui Cristoiu, n-avea timp să citească mii de scrisori, da? Și zic, băi, eu trebuie să am o scrisoare care să-l captiveze pe cel care, dacă am noroc, să o deschidă. Da? Să-l șocheze. Nu știu, cumva să-i spună șeful, domn Cristoiu, asta e de citit. Și am făcut o scrisoare, Gabriela, în condițiile în care după aia am aflat, oamenii scriau tone, uite așa, tone, scrisori, pagini, îi scriau acolo toată biografia. Eu am reușit să pun esența în trei rânduri. Deci atât de impact a fost scrisoarea, că cel care a deschis-o, Iftimie Nesfântul, de nici nu știu, sper să mai fie în viață, uite, el, care era un colaborator din mulții colaboratori pe care avea Cristoiu, a luat scrisoarea și a dus-o lui Cristoiu în ședință și pe asta trebuie să o citiți, pe asta trebuie să-l angajăm. Punct. Da? Deci, de acolo a plecat. Că din momentul ăla eu puteam, poate, că, cum nu eram mulțumit de ce făceam, sau nu că nu eram mulțumit, dar nu era, cum să spun, pasiunea asta, da? Nu m-ar fi ajutat la nimic tot ce știam până atunci, școala vieții de până atunci, și cine știe, poate ajungeam și eu la droguri, la depresie, da? Că, din păcate, acum foarte mult sunt în depresie. Post-Covid, post-război și așa mai departe. Deci, atât de simplu poate fi uneori, iată, de la o scrisorică de trei rânduri. Recunosc că și Cristoiu mi-a spus după aceea că până atunci n-a avusese parte de o asemenea scrisoare scurtă, concisă și care să îl facă să spună, bă, da, gata, a doua zi am fost sunat. Nu a doua zi, a doua zi după ce au citit scrisoarea, m-au sunat, stăteam, știi cum stăteam lângă telefon? Că îți dai seama, până ajungea scrisoarea, deci vreo săptămână, la ora, așa. Bine, vreo săptămână,
stăteam lângă telefon sau stătea cineva apropiat, da, lângă telefon și le spunea, dom'le, dacă sună, spuneți că sunt după ziare, sunt la toaletă, unde mă duceam, dar în rest stăteam acolo pentru că speram să sune. Și cred că n-am trecut 5 zile, mai știu cât făcea poștă atunci. Cert e că știu după aia de la Eftimie Nesfântul, care mi-a spus, băi, am citit scrisoarea foarte tare, i-am dat-o lui șeful, șeful te angajează, poți să încep treaba. Și eu fericit, na, stai un pic, nu la evenimentul zilei. Acolo e divizia de granzi, da? Așa era, da. La Tineretul Liber, Cristoiu tocmai, nu știu ce a făcut, achiziționase sau colabora, nu mai știu ce a fost acolo, și avea și Tineretul Liber. Zice, acolo scrie. Pome, și ăla pentru mine era orice contact, unde scriu. Zic, scriu, dar ce scriu va fi de impact. Și într-adevăr, cred că nu știu cât timp a trecut și imediat m-au chemat la evenimentul zilei. Eu reușind să iau lui Cristoiu, pentru că începusem în aceeași timp și televiziunea, m-a pasionat, gratis m-am dus la televiziune. Zic, dom'le, vreau să fac în Brașov, era o televiziune TVS Holding, actualul RCS, așa l-am cunoscut pe Tesari, și am zis, dom'le, hai că oricum sunt ziarist, sunt corespondent la Tineretul Liber și evenimentul zilei de Brașov, zic, vreau să fac și televiziune și păi s-au mirat că nu vreau nimic, nu vreau bani. Cum mă, gratis, da? E, nu spun că am făcut primul meu reportaj, a rupt Brașovul, se chema Stomacul și Papucul dau dureri de cap. Știi cu ce a fost, nu? Nu v-am povestit. M-am dus la Steagul Roșu, la fabrică, știam când e tura, când iese schimbul 1 și intră schimbul 2, și i-am întrebat pe oameni două lucruri. De când au papucii din picioare și să-i arate la cameră, și erau pingeliți, nepingeliți, unii erau de 15 ani papuci, unii de 10 ani, și doi, îi rugam să arate ce-au pus la pachetul de mâncare. Și era senzațional. Țin minte și acum că unul cel mai sărac dintre toți avea o bucată așa mică de slănină, da? O jumătate de ceapă și o măslină. Da? Asta era pachetul. Și impactul a fost mare. Bref, ca să scurtez, într-o lună de zile, pentru că asta a fost tot timpul scopul meu, și dacă am ajuns la evenimentul zilei, am vrut să ajung cât mai sus, nu să mă opresc la evenimentul zilei, și iată că am ajuns la televiziunea mea, și la Brașov am zis, băi, o să fac și presă scrisă și televiziune, că e clar, m-am îndrăgostit de amândouă și n-am să pot niciodată să renunț. Și am dat lovitura, știi cu cine am dat lovitura? Tot cu Ion Cristoiu. Cum? Pentru că, dacă eu citeam tot, repet, lucram cred că de o lună de zile pentru evenimentul zilei și Tineretul Liber. Deja avusesem niște articole și pe prima pagină și pe ultima pagină, adică deja cumva Cristoiu știa, bă, băiatul ăla cu scrisoarea lui de trei rânduri, uite, își ziceau în barbă, am avut mână bună, știi? Și aflu că vine la Brașov. Nu știu ce conferință, pe la Aro, cu tare, nici mai știu. Zic, mamă, pe ăsta îl prind. Că până atunci făcusem doar reportaj. Deci eram recunoscut în Brașov sau patronii de la TV Holding. Dom'le, ăsta face reportaje faine, amuzante, da? Și zic, fii atent, stau cu Cristoiu și stau după el de când vine în Brașov, la Aru. Și stau pe capul lui și le-am spus la ăștia la televiziune, zic, bă, eu vin cu Ion Cristoiu, voi amenajați, puneți voi două scaune, puneți ceva. Zic, eu vin cu Ion Cristoiu, vreau să-i luăm un interviu. Mă râdeau ăștia de la televiziune. Păi ești nebun, Ion Cristoiu nu-l prindea nimeni atunci. Ești nebun? Și am zis, băi, dar eu sunt ambițios, eu pot să mă duc și-l aduc, da? Cam cum l-am prins pe Gorbaciov, da? Atât am stat cu Cristoiu de capul lui, încât până la urmă a zis Cristoiu, bine, hai că în drum spre București, că era televiziunea spre ieșire, în Răcădău, spre ieșire din Brașov. Ce ai că intru, dar zice, 5 minute, ce numai vreau să văd cum arată o televiziune locală. L-am așezat, atunci era gras, era uite așa,
Cristo gras, cu blugi, mânecile suflecate. Eu nu mai știu cum eram. Și eu aveam, cred, o geacă de blugi. Nici nu știam că se cheamă talk show chestia asta. Deci, ne-am așezat, ei au rămas mirați. Dar, culmea, vezi, m-au ascultat și au pregătit un mini-studio. Că au zis, bă, dacă vine nebunul ăsta cu Cristoiu. Și ții minte doar începutul, dar oricum mi-a spus Cristoiu după aia, a fost cel mai bun interviu pe care l-a dat până atunci la mine. Cred că și acum îl ține minte. Că el era aici, eu eram aici, și am zis, băi, filmați cadrul ăsta, deja eram și regizor și aveam, nu aveam școală de televiziune. Bă, filmați pe mine și deschideți ușor cadrul, da? Și zic, bună seara, în această seară, ții minte asta, după aia nu mai știu, că l-am întrebat multe. Am aici un cetățean lângă mine, îți cum vorbeam eu, deci ăsta era guru presei și politicii și tot. Se temeau toți de el și eu zic, am aici un cetățean gras, îi se spune ardei umplut, mânecile suflecate, cine poate să fie? Eu un Cristoiu. M-am rămas ăsta șocat. Zic, bă, ce tupeu, oare zice, el era șeful meu. Da? Dar de fapt l-am caracterizat, după aia am spus, care scrie, care cu tare, adică nu am vrut să-l fac de rușine, dar așa l-am definit ca până s-a deschis cadrul, oamenii să priceapă că era eu un Cristoiu. Și asta era cu vreo 30 de ani. Da. Deci de aici a plecat tot. De la faptul că n-am neglijat un anunț, a fost simplu, ce să aveai bani de un timbru, să trimiți o scrisoare, am făcut scrisoarea într-un fel și iată că dintre miile de scrisori am fost unul din puținii aleși în felul ăsta. Nu au fost mulți pe baza scrisorilor, că în general oamenii trimiteau tot felul de nebuni. Așa că azi lucrurile sunt și mai ușoare, oameni buni. V-am spus de proiectul pe care vreau să-l fac cu cât mai mulți oameni. Am reușit cu câteva mii și apoi zeci de mii în toată Europa, e adevărat. Ăsta este un al doilea episod și de al treilea cred că nu o să mai am energie. Deci... De ce spui asta? Nu se știe. Gabriela, nu știu, eu pot să spun doar așa, pentru cât am energie, câțiva ani, da? No, după aia nu știi peste ani, cine știe ce o să fim peste 2, 3 ani, 4 ani. Bun. Și acum îți spun și pentru că, vezi, nu mai am iubirea aia față de presă pe care o aveam și stima și entuziasmul și energia, da? Pe care oamenii au văzut-o. Eu am acum, în seara asta am. Dar mâine... Să vorbesc despre Ciucă și Ciolacu și legea porcului și legea cheșului. Nu mai pot. Da? Am consumat totuși în 30 de ani. Consum genul ăsta de marfă. Deci proiectul e simplu. Da? Foarte simplu. Nu mai trebuie să nici să scrieți. Toată lumea va fi, cum se cheamă, înscrisă. Da? Deci nu trebuie să vă gândiți cum să scrieți. Că e foarte simplu. Trebuie să trimiteți un e-mail. Da? Atât, să vă înscrieți, da? La Școala Vieții și apoi la proiectul pe care vreau să vi-l dau la cheie. Inclusiv, atenție, pentru cei care nu vor, nu știu sau n-au avut timp să se pregătească sau nu sunt suficient de pregătiți, inclusiv limba engleză. Rapid, da? O să refac rețeta Gabriela de succes. Ca să oamenii în câteva săptămâni să poată, pentru că fără, dacă vrei să rămâi doar în România, ok, dar dacă vrei să te extinzi în toată Europa și de ce nu mai târziu și în toată lumea, îți trebuie limba engleză. Rapid și corect, da. Deci, Răducu afișează, faceți poză cu telefonul, afișează adresa de e-mail, pune pe titlu, așa, e binebine.ro, e binebine pentru voi, indiferent cum va fi în lumea asta, până la urmă nu putem să stăm, că și când am intrat eu în presă, erau nenorociri pe planetă, era invazia Irakului, era nu știu ce, a Cuveitului, era, tot timpul se întâmplă pe lumea asta, nu poți să stai. Eu dacă stăteam atunci lipit de televizor, nu făceam nimic în viața asta, deci uneori ne dezlipim de televizor și mergem mai departe, indiferent ce se întâmplă. Și
Asta veți găsi, deci atât trebuie să treceți. Un e-mail, să vă înscrieți, da? Mai departe, continuăm împreună cu cei care se înscriu. Mai afișează o dată asta, deci intrați pe ebinebine.ro. Deci vezi, e mai simplu decât a fost pe vremea mea. Da? Deși aparent lucrurile sunt mai complicate. Și sfatul meu este către bunici, părinți, tineri, gândiți-vă unde e mai bine, bine. Aici sau să umblați aiurea până în străinătățuri și să fiți departe de familie și multe și multe altele. Dar nu aia e cel mai grav, nu granițele sunt importante, ci exact ce spuneam eu. Când ești o insulă, când ești numai tu cu, chiar și dacă ești cu soția sau cu prietena, tot o mică insulă ești unde greutățile te vor doborâ. Și tot timpul, așa se întâmplă, unul dintre cei doi cedează, după care cedează copilul lor sau familia lor, pentru că, cum ai spus și tu, e foarte greu să faci față concurenței, da? Dacă dai pe TikTok, pac, vin 7 influenceri care nu au făcut nimic în viața lor, unii se și droghează de rup și se mai urcă și la volan, și vine și spun, băi, fii atent, pac, 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 te repet, n-au nimic, n-au învățat. Eu măcar am tras la jugul cărții și la cât am făcut în presă și nu numai. Cred că am ce să le zic oamenilor și eu cred că e mai bine să veniți în partea asta decât să mergeți după fentă, după influenceri, că și la mine e la fel de ușor. La influenceri, dacă te uiți, îi citești de un an, de doi, de trei, faci cursuri cu unii dintre ei de 4-5 ani, o grămadă de bani și costuri, și când te uiți în viața ta, constați că tu n-ai prea făcut, deși sunt niște modele, uite, ăla a făcut 1 milion, ăla a făcut 5 milioane. Povești, Gabriel, astea sunt, cum să zic, da, poți să faci câți bani vrei, chiar poți să faci, asta sunt de acord, dar trebuie să și placă. Eu, de exemplu, la 20 ceva... Și dorești, că mulți își doresc, dar nu depun efort pentru treaba asta. Când stăteam la Paris, deci îmi permiteam să stau la Paris, da, să am o viață socială, cum era superbă viața atunci la Paris. Da, vorbim de alte vremuri. Viață normală, oameni normali, mergeam, erau cafenele cu muzică de jazz, live jazz, până dimineața, la 3, la 4. Frumos, ce să zic, am prins Paris în anii 90, superb. Făceam o grămadă de bani, dar nu-mi plăcea. Deci am preferat să mă fac ziarist, sigur, la început cu salariu foarte mic, dar știam că dacă muncesc, dacă fac, dacă trec, am câștigat de presă cât am vrut eu, Gabriel. Fără să fiu nevoit să fac neapărat business-uri. Sigur că după aia le-au venit cu timpul, dar vorbesc ca idee. E foarte important să faci ce-ți place. Dacă s-a ajuns să faci ce-ți place, îți trebuie o școală a vieții. Că altfel nu știi ce-ți place. Asta e deruta. Pentru că școala românească nu încurajează suficient chestiunea asta. Cu mici excepții, adevărat. Dom'le, nu încurajează copilul când termină școala, trebuie să deja să-l fi plimbat pe o rază foarte largă de acțiune, de pasiuni. Să vezi unde. El deja să știe, băi, mi-a plăcut în zona aia, mi-a plăcut în zona aia. Noi avem oameni azi la 40 de ani, 45 de ani, că de-aia n-am pus o limită de vârstă, da? Care sunt derutați pentru că pe ce s-au dus, constată că ce s-a dus, pe nu știu, că inginerie, că nu inginerie, nu le aduce nici satisfacție și niciun venit. La 40 de ani e da, dificil o să dacă se întâmplă treaba asta. O să înțeleg, râzi, undeva la 30-35 să se întâmple lucrul ăsta. Gabriela, crede-mă că sunt mai mulți oameni la 40 de ani care sunt nemulțumiți de ce fac, pentru că au ajuns la o rutină din asta. În condițiile de astăzi, da, îți dau dreptate, dar ei oricum se pot plia pe orice. La 40-45 de ani, parcă am trebuit să știe să se plieze. Știi de ce? Pentru că a existat în educație, că din nou ne întoarcem la educație, exista schimbul ăla de experiență. Existau acele modele în care te duceai și vedeai diverse activități. Te îndruma oarecum spre ce să tinzi. Eu îți spun că acum idee... nu mai există treaba asta, adică copiii clar n-au experiențele. Deci gândește-te că astea. Eu vin din sistemul ăla educațional destul de mulțumitor, în sensul că am fost la un liceu bun la Meșută, în Brașov, era Meșută, era Șaguna, erau cele două licee, cred că și astea sunt considerate cele mai bune. Și eu aveam de rut asta.
La noi s-a schimbat și regimul. Veneai din, am terminat liceul în 89, păi stai că a dispărut societatea aia, a apărut alta. Eu cred că de ruta asta e tot timpul. Ideea e că eu eram totuși trecut până la 20 de ani, trecut printr-o școală a cartierului, a vieții, a responsabilităților, a... Ok, nu toată lumea. Nu? Că foarte mulți nu creștem copiii în puf, da? Că nu ne gândim să-i călim și poate nici nu vrem să-i călim. E, dar ajungi la un dat să constați că puful ăla n-a ajutat să duce. De-aia spun că sunt foarte mulți care sunt în zona asta, Gabriela. Derutați, pentru că degeaba ai spus, și asta am învățat-o și eu, degeaba ai zis, Lia, așa, bă, hai să facem bani, da? Gata, hai, nu poți. Întâi trebuie să-l treci printr-o pregătire, că altfel nu poate să înțeleagă. Creierul oamenilor nu e făcut, 99% nu sunt făcuți să fie antreprenori, știi? Și nu gândesc așa. Și atunci trebuie să-i pregătești mintea, deschiderea. Da, fraților, așa cum eu am putut, din, era fiul ploii, ne-i ca nimeni, da? Da, am avut curaj, am trimis o scrisoare, adică am acționat, da? Ok că știam să o fac iarăși bine, e adevărat că eu eram, luasem 10 la bacalaureat la limba și literatura română, dar, cum să spun, dacă mergeam pe faza asta, ar fi trebuit să scriu un, cum să spun așa, 2-3 pagini, știi? Nu. Mi-am dat seama, trebuie să fii pragmatic în viață, trebuie să iei decizii și trebuie să ai și un pic de noroc, că, repet, am nimerit la unul din cei mai buni ziariști ai vremii, Eftimie Nesfântu, care n-a putut, nu l-a lăsat inima de ziarist să nu aprecieze cum un puștan în 3 rânduri, da? El avea vreo 50 de ani atunci, cred că la vremea respectivă, reușește să te impacteze în așa fel încât să te duci la șeful să-i spui, ia citește șeful. Ia uite, ăsta e bun de ziarist. Da? Deci, mai trai și un pic de noroc. Da? Dar, repet, știi cum, dacă nu joci, nu câștigi. Nu poți să ai noroc. Deci dacă trebuie în viață să acționezi. Dacă nu muncești, nu poți să câștigi. Da. Nici aici. Da. Doar că trebuie să ne adaptăm și la chestia asta. Nu mai poți să spui generațiilor multe, de sub mine, băi, soluția e cârca, târnă copul cu tare, nu mai poți să, gata. Că toate variantele celelalte spun, nu, bă, influencer, mă, te faci influencer și faci milioane, că asta mi s-a spus, da? Da. Vrăjeală, da? Poți să te faci influencer și nu o să iei nimic niciodată, da? Că și aici e o altă, un alt business. Deci, nici să mergi în extreme. Eu cred că am găsit varianta de mijloc. De ce? Pentru că putem... Eu asta cred, Gabriela, că pot să fac cea mai bună școală antreprenorială și să fie mii, nu știu, zeci de mii, nu știu, nu mă interesează, de antreprenori de succes. Să stea pe picioarele lor, da? Așa cum eu stau pe picioarele mele, indiferent câte picioare încearcă să taie și dușmanii, și dușmanii, și dușmanii, și dușmanii, că avem la dușmani... Prea mulți. Da, pe toate planurile. Credeți-mă că dacă nu aveam dușmani în țara asta, mulți, de la clasa politică până la CNA și tot felul de personaje triste ale istoriei României, Nașul TV ar fi fost deja cea mai tare televiziune, măcar din Europa. Dar nu te lasă să respiri. Da? Pentru că media este o industrie specifică și nu te vrea nimeni. Nici în Germania, nici în nicăieri. Uite, vă dau un singur exemplu. Apropo de Tesari, că ăsta e unul din marile mele avantaje, eu nu am ură pe nimeni niciodată. Indiferent pe cine critic, n-am... Nici pe dușmanii mei nu i-am... Să facem și o explicație pentru public cine este Tesari, că nu cred că cunoaște toată lumea. Nu i-am... Nu urăsc pe nimeni și, cum spune, nu știu dacă îi iubesc, deci nu cred că sunt chiar așa de bun creștin, dar nu urăsc. Și Tesari, care este de origine maghiară, este patronul RCS, RDS, Digi și multe alte stații de cablu din multe țări,
Unde credeți că a avut cele mai mari greutăți să se extindă cu business-ul? Că s-a extins cu business-ul oarecum pe un model clasic. Te duci unde sunt români. Da. N-a avut atâtea probleme în Spania, n-a avut atâtea probleme în Italia. Da? În Spania a ajuns să fie sponsor pe niște echipe din La Liga, din prima divizie. Deci, jucători importanți. Acum cred că ei intră pe piața din Belgia. Știți cine a tras-o? Ungaria. El fiind de origine maghiară, stând, el stă la Oradea. Da? Deci cele mai mari tălpi, pentru că s-a văzut că are o influență. Deci, în mod normal, România trebuia să ajute Nașul TV să se extindă ca televiziune liberă și care să reprezinte, în primul rând, interesele românilor. Că noi acum avem interese și în Germania, și în Anglia, și în Marea Britanie, și în Franța. Noi de-aia trebuie să fim... Eu așa am vrut să fac Nașul TV, televiziunea Europei. Televiziunea tuturor românilor. De-aia se cheamă societatea Nașul, prietenii de pretutindeni, că nu m-au lăsat să spun românii de pretutindeni. Dar știți cum e. Deocamdată o să facem alte lucruri, dar asta ar fi făcut o națiune puternică. Nu să pună tălpi și frâne, ci să lase televiziunea asta să devină platforma liberă a tuturor românilor. Și dacă... Aici au greșit securiștii noștri. Uite, securiștii lui Ceaușescu au fost patrioți mulți. Chiar și-au iubit țara, așa cum erau ei, securiști, educați, rigidi, comuniști, da? Păi de-aia și-au iubit țara. Altfel Ceaușescu nu putea să construiască cât n-au apucat ăștia să dărâme. Da? În 25 de ani, asta sta Ceaușescu, 25 de ani. Și cât a construit în 25 de ani, ăștia încă n-au apucat în alți 33 să dărâme. Și pe da? O sumă împrumutată de 11 deci, miliarde. Deci asta e, dacă aveam securiștii patrioți de pe vremea lui Ceaușescu, da? România ar fi avut multe proiecte. Să ne aducem aminte doar cu asta. Și nu și-ar fi distrus industria și agricultura și tot ce s-a clădit. Adică... Deci, noi suntem însă tributari în istorie, întotdeauna am pățit asta. Și, din păcate, uite, am avut vizionari mari de tot, dar n-are rost să vorbim acum de... Uite, dau numai atât, spun, Constantin Brâncoveanu este... Lumea știe doar de martirul, da? În care fiii săi au fost omorâți și ginerele și apoi el, i s-au tăiat capetele. Nu poate fi suferință mai mare pentru un părinte. Și totuși n-au renunțat la creștinism. Dar cine a fost de fapt Brâncoveanu? Dacă nu era trădat tot de români. Eu cred că în afară de Ceaușescu noi n-am avut patrioți. Și perioada aia de la 1900 până la până al doilea război mondial, așa acolo au fost patrioți. Dar Brâncoveanu, dacă nu era trădat și vândut de ai noștri, România ar fi ajuns, că asta nu știe lumea, România ar fi ajuns să fie Europa, de fapt. Pentru că Brâncoveanu este unul dintre cei mai mari strategi ai lumii, din istoria lumii. El avea mulți copii și gândul lui era ca fiecare copil să fie într-o căsătorie de interes, evident, nu din dragoste, în câte o mare casă regală. Și s-au făcut, l-am dat și niște calcule care spuneau că dacă Brâncoveanu ar fi reușit să nu fie omorât, la ce bogat era Brâncoveanu, acum aici nu e clar de unde a făcut banii, da? Până la urmă, scopul lui era atât de mare încât istoricii nu și-au pus întrebarea. Deci s-a făcut un calcul că nu știu cât, într-o sută de ani, 100 și ceva de ani, practic el ar fi condus, familia Brâncoveanu ar fi fost în toate casele regale și toate zonele de interes strategic ale Europei. Și frumos plan. Planul era foarte tare, gândit, strateg mare. Deci Brâncoveanu este cel mai mare strateg român din istoria României și el a fost și comuniștii lui perioada lui Ceaușescu s-au inspirat din această strategie.
și unul dintre cei mai mari strategi ai lumii. Da? Și să nu uităm, Brâncoveanu, așa ca o paranteză, i-a învățat pe boierii și pe cei de la palat, când făcea marile evenimente, nunțile copiilor și așa mai departe, doamne, se mânca cu furculiță și cu cuțit. La vremea respectivă, la Paris, în castele, ăia făceau pipi la pipi boi, venea ăla cu găleata și nu foloseau deodorant. Ca să înțelegi unde era Brâncoveanu și unde era Parisul, da? Și puțeau aia transpirație, nici nu se spălau, da? Și multe altele. Păi astea, n-a fost să fie. Să fiți iubiți, știe, da. E bine.ro, de aici mai multe eu n-am ce să fac, e treaba fiecăruia. Părinte, copil, bunic, să-și îndrume apropiații sau, dacă nu, să-i lase de capul lor sau mai sunt și alte variante, fiecare face cum trebuie. Eu zic să profitați de mine și tu, Gabriela, și Nașu TV și voi, cei care vă înscrieți pe binebine.ro, cât mai am energie. Că eu sunt genul de om, când nu mai îmi place ceva, schimb. Nu mai fac. Nu. Dacă viața mea da cadou ăsta să pot să schimb când ceva nu-mi plăcea, și asta s-a întâmplat o singură dată, și am ales presa, și acum se întâmplă a doua oară, că nu mai sunt așa de atras de presă, și simt că, hai să spun ceva, de fapt, știi ce simți? Probabil că asta are legătură și cu viața și cu experiența. Mă, simt că am atât de multe de oferit și lucruri importante pentru oricine, practic, din lumea asta, că nu mai vreau să pierd timpul cu ciucă, ciolacu și legea porcului și legea cheșului. Păi da, mi se pare prea puțin. Tot trebuie să mai facem și lucrurile facem, dar le facem așa mai la mișto, cum am făcut azi mișto de ei, că vai de capul lor, ei nu știu unul de legea porcului și unul nu știe de legea cheșului, da? Deși sunt la guvernare împreună. Facem, că trebuie să se mai și amuze oamenii, dar, repet, ar fi prea puțin din partea mea, da? Pentru că eu cred că tot ce am câștigat, tot ce am învățat eu în viață, ăstea n-am timp să le mai predau la vreo școală și cred că nici nu mă cheamă nimeni. Și atunci trebuie să le dai cumva înapoi, că cine știe, e ca o sămânță, știi, pe care o sădești și poate că românii vor fi cei mai mari sau cei mai mulți antreprenori ai Europei. Eu, cunoscând bine și turcii și polonezii și noi putem ceva mai mult, da? Dar sub o altă formă. Dar pentru asta trebuie să ai totuși un mic contact, experiență cu niște expertize, nu doar a mea, ci și alte expertize. Altfel nu merge. Pentru că ceea ce eu pot să spun și mai am alături de mine experți, sunt lucruri pe care nu le găsesc și nu le găsiți nicăieri. Nici în cărți, nici în examene la școli și nici în cursuri. De ce? Nu e un paradox. Cei mai neantreprenori ca și breaslă, pe care eu îi cunosc, sunt cei din lumea educației. Cadrele din educație. De ce? Păi învățători, profesori cu tare n-au reușit, iată, în 30 ceva de ani să-și obțină un standard bun de viață. Maximul ce fac ei, unde e maximum de antreprenoriat, este că fac meditații. Atât. Dar în general sunt foarte puțin pricepuți, da, chiar și la marile universități, cum se spunea pe vremea marile, că sunt niște școli de neomarxiști acum, am întâlnit foarte mulți profesori care predau business, habar n-aveau să facă business. Da? Păi, mă rog, da. Și în general, business-ul e și o mare minciună, pentru că în general e minciună. Da? La noi, dacă e business-ul, constați, știi că vorbeam noi de ce nu ies în București oamenii, nu protestează. Păi, nu știu câte sute de mii lucrează la corporații unde n-ai voie să protestezi. Nu știu câte sute de mii lucrează în guverne, primării și tot ce e în București, ministere și așa mai departe, și au super salarii și nu protestează.
și nu știu câți au firme care fac business cu guvernul, cu astea, au și niște angajați care n-au voie să protesteze. Deci asta e explicația. De ce niciodată nu va fi un meeting mare în București decât atunci când vor fi niște interese străine, da? Cum au mai fost. În rest, poporul din București doarme, la noi protestele și meetingurile s-ar putea să iasă, și s-ar putea să iasă, dar nu în București, da? Ok, hai că am vorbit destul astăzi. Da, atâta spun ca să înțelegeți că trăim și vremuri grele. În presa din Israel, și vorbesc de presa oficioasă a Israelului, deci nu vorbim de vreo presă conspiraționistă, am citit un editorial astăzi în care erau sfătuiți toți evreii din Marea Britanie să părăsească țara, că acolo nu se va mai putea trăi pentru ei. Deci ca să înțelegem ce vremuri trăim, da? Astăzi. Trist. Deci noi trebuie să fim pregătiți și ca să fii pregătit, cum zic eu, îți trebuie și școala vieții, îți trebuie însă și posibilitatea să te descurci în orice situație. E, asta vreau să învățăm pe ai noștri. Și nu numai pe ai noștri, că până la urmă facem o lume mai bună și cu europenii care mai pot, da? Păi, pentru că așteptam, mai sunt și europeni normal la cap. Știți unde am văzut? În toate campingurile în care am fost verile acestea. Păi, cred că doar pe acolo. Îi vezi normali. Cu copilași 1, 2, 3, 4, cum își fac de mâncare, cum socializează, cum sunt civilizați la ora 10 sau 11, s-a oprit scandalul. Civilizați, nu aruncă nimic pe plajă, da? Foarte amabil, foarte drăguț, fără să fie zâmbetul ăla fals de tip hollywoodian, da? Deci există încă europeni normali. Și mulți, da? Că vorbeam cu ei și vedeam că și ei sunt, au aceleași preocupări ca și noi. Că în curând spun o să fim o minoritate, că asta e șmecheria. Anormalul să devină majoritar. Și uite că se poate. Dacă mai spală ăștia mult și mai lăsăm să spele multe creiere, o să ajungem să avem copii care spun asemenea nenorociri despre părinții lor în următorii 10-15 ani toți. Mai repede. Că, hai uite, să fiu eu optimistul de serviciu azi. De obicei tu ești cea optimistă, da? Da, eu vreau să fiți iubiți oameni buni. Și baftă. Nu uitați, depinde de fiecare dintre voi, în primul rând, ca să reușiți. Absolut. Eu sunt mai pesimistă pentru că am văzut extrem de multe mesaje de negare că nu ar fi trebuit să fie, iată, acest material difuzat pe posturile TV. Păi așa s-a întâmplat și cu drogurile. Am negat tot timpul că nu vedem ce se întâmplă în stradă, am negat tot timpul că nu se întâmplă în școli, de la cadre didactice care pur și simplu refuzau să spună că se întâmplă în școală treaba asta și iată unde s-a ajuns. Același lucru se ajunge și aici cu copiii României. Din păcate, ți-am zis, e nevoie de o mobilizare și e nevoie ca părinții să înțeleagă că trebuie să venim în prim plan cu modele de urmat, nu cu astfel de influencer, astfel de declarații, și să le explicăm copiilor că societatea nu e precum părintele să te protejeze de orice. Societatea este dură. Aici știi cum e, exact ce spuneam mai devreme. Oamenii s-au radicalizat, da? Eu am venit cu ideea să dăm materialul, eu am 30 și ceva de ani, 30 și nu știu câți ani de presă, da? Făcută la cel mai înalt nivel, adică am fost la cel mai tare post de televiziune Pro TV la vremea respectivă, la cel mai tare ziar Evenimentul Zilei, la cum erau ele considerate, da? Azi cea mai tare televiziune e Nașul TV, punct. Acum că nu suntem toți de acord, e treaba voastră. Dacă mi-arătați o altă televiziune liberă, în pandemie și după aia, o mănânc. Și vin niște oameni care spun părerea lor de... Da, ei nu, pentru că ei s-au radicalizat. Dom'le, n-aveați voie să dați. Păi nu, o secundă. Aici a fost un act nu de presă. Voie. Nu, nu. Că aici a fost un act de... ca presă să referea la toată presa, că toată presa. Nu, ideea e că este un act ce am făcut noi. Alții au făcut cancan și miștouri. Exact, noi am făcut presă și am analizat, cred că cea mai bună analiză a fost aici, am analizat cum, în 5 ani de zile,
mașina de spălat creiere occidentală, te lasă fără copil, e una, dar întoarce copilul împotriva ta. Și un avertisment către toți părinții din România și bunicii. Da? Că eu vă dau un alt exemplu, nu știu dacă vi l-am spus public. Eram în Canada cu un prieten foarte bun, fata lui studentă, crescută toate vacanțele de bunica în România, câte o lună, două, trei, o lăsau aici la bunica. Bunica venea în Canada, tot așa, iarna, stătea acolo ca să aibă grijă de ea. Și fata asta, la 23 de ani, vine acasă și spune lui taicăsu, deci mama lui taicăsu a crescut-o, și spune, păi zice, ăștia la facultate ne-au învățat o chestie bună, n-ar mai trebui să cheltuim bani cu oamenii care au depășit 60 de ani, zice, trebuie să-i lăsăm să moară. Cine trăiește bine, cine nu, să nu mai dăm bani pe medicamente, pe asta, pentru că ni s-a explicat că se face o economie foarte bună la bugetul de stat și în felul ăsta vor rămâne mai mulți bani pentru noi tinerii. Deci ea la 60 de ani se considera că ea gata, sunt bătrân și... Nu că ea considera, așa îi spusese școala, dar ea a acceptat imediat. Amicul ăsta al meu, care e și un munte de om, ce băi, știind legile din Canada, abia m-am oprit să nu-i dau un dos de palmă. Zice, n-am atins-o niciodată. Zice, pur și simplu, mi s-a făcut greață și atât am putut să-i spun. Bă, dar îți dai seama că tu o omori pe bunică ta care te-a crescut? Zice, vai, nu m-am gândit. Deci fata era sinceră, oameni buni. Și asta era în Canada când eram eu acolo, în 2000, cât am fost blocat? 2020, nu? Da. Da. Deci, nu suntem departe. Mașinăria din Canada e una în cele mai performante mașinării de spălat creierul pe care am întâlnit-o în viața mea. De-aia... Să ne ferească Dumnezeu de asta. Le-i sfătuiesc pe toți românii să plece din Canada. Și așa cum mă gândesc și la țara asta, aș vrea să salvăm țara asta, să o avem ca pe o insulă unde să ne putem... Să vă puteți refugia cei care nu sunteți, dar care înțelegeți ce vi se întâmplă cu aceste mașini de spălat creierul. Deci, foarte bună emisiunea de astăzi cu exemplul ăsta, că repede, noi nu vrem să o punem la zid pe fata asta, pe Oana, nici pe mama ei, ci vrem să arătăm drama, cum se ajunge la o dramă insuportabilă. Eu n-aș putea suporta, spun sincer. Nici nu pot să mă gândesc că aș putea primi așa ceva din interiorul familiei mele. Niciodată n-aș putea, dar îmi dă de la un copil, copilul tău. Este însă un exemplu venit mănușă pentru ce se întâmplă când nu-ți păzești copilul non-stop, e una, nu înțelegi cu ce competiție te pui, TikTok, MicMoc, Facebook, Instagram cu tare, plus mediul care se creează de gașcă, din aceeași, de unde e copilul tău, din gașca aia, care sunt copii deja de mult abandonați, pierduți de către familie, și te gândești cum să faci să-l ții pe copil, dar să nici nu-l faci să se izoleze de lumea lui. Da? Dar pe de altă parte, nici să nu-l lași captiv acelei lumi. Concurența e fabuloasă. Și atunci trebuie să te gândești, de aici mi-a venit ideea, cu câțiva ani, că trebuie să creezi activități, exact ce făceau românii din state și din alte țări. Când ea din America, din Chicago, îmi spuneau că zic, bă, dar copilul tău, ce părinți dă-ți voi? Luni, duminică la biserică, luni la biserică, marți la biserică. Păi ce, nu, n-ai înțeles. Acolo sunt cursuri de balet, de desen, de fotbal, de toate, că ce nu poți, la noi nu există cartier. La noi ai variantă să-l ții în casă, și el să vadă afară că sunt aia gașca de drogălăi și de cu pistoale. Sau să-l duci, uite așa, să-l duci pe tot felul de activități. Da? Deci, noi asta trebuie să facem. Familie, comunitate și dacă se poate, țară. Da, acolo avem cei mai mulți dușmani. Da? Că acolo, în afară de TikTok, ia și pe toți politicienii ăștia care nu înțeleg că primele victime vor fi copiilor, nepoților și așa mai departe, cum s-a și dovedit.
Hai, gata, că am vorbit destul. Să fiți iubiți. Succes. Mulțumim, Radu. Noi ne revedem mâine seară, începând cu orele 20, tot aici, la Să vorbim despre tine. Și nu uitați, același îndemn, chiar și cele mai întunecate nopți au un răsărit frumos.